Doamnelor și domnilor, moderatorii acestei întâlniri de excepție, colegii noștri, Oana Mihaela Puiu și Cosmin Mihai. Stimați profesori, dragi colegi, bună dimineața și bine ați venit la aniversarea a 10 ani de la terminarea Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popaiaj, promoția 2008, Medicină Generală. Bună ziua, dragi profesori, și bine v-am găsit, dragii noștri colegi. Îmi pare nespus de bine să ne revedem după cei 10 ani de maturitate și de împliniri. Știm cu toții cât de greu ne-au fost acești ani de muncă asiduă, de împlinire profesională. Cât de mult am uitat de vacanțele fără de griji, de plimbările în timpul liber, la discreție. Uitați, dragilor, tocmai de aceea, acești ani au trecut cu mult spor și roade care mai de care, și de aceea atât de frumoasă este această revedere. O carieră măreață, o familie frumoasă, o maturitate bine construită, o relaxare bine continuă, oricare ar fi construcția voastră din toți acești ani, cu toții suntem încântați să o aflăm și să ne bucurăm împreună de ea. Propun să petrecem o zi minunată împreună, uitând de toate grijile și de toate responsabilitățile actuale. În continuare, vă propun să cântăm împreună imnul academic Gaudeamus, cu frumoasele versuri de optimism și voie bună, să ne bucurăm așadar cât încă suntem tineri, fiindcă după o tinerețe agitată și o bătrânețe îngreunată, țărâna ne va avea pe toți. Și acum, pentru a intra în atmosfera evenimentului, vă invităm să vizionați un filmuleț cu noi toți din anii de facultate. Promoției 2008, în primul rând, felicitări și bine v-ați reîntors în alma mater, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur că ați avut această inițiativă să vă revedeți după un deceniu de la terminarea facultății. Mă bucur că sunteți și vom fi din nou împreună
în așa fel încât aceste zile să rămână zile de neuitat și să doriți să le revedeți, să le refaceți, să le retrăiți atâta vreme cât vă veți putea mișca pe lumea aceasta. Sunt unii care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țări și lor cu atât mai bine. Apuce înainte și meargă cât mai sus, la răsăritul lor falnic se închină al meu apus. La revedere în 2018!
Din păcate, doamna decan Ioana Lăcrămara Șerban nu a putut fi prezentă astăzi. În continuare o prezentăm pe doamna profesor Mariana Graur, care a intrat în viața fiecăruia dintre noi încă din anii facultății. O invităm să ne spună câteva cuvinte. De fiecare dată o întâlnire din aceasta îmi creează emoții, așa că probabil nu le-ați văzut când predam cursul, dar acum se manifestă. Am avut una din privilegiile de a vă cunoaște cam pe toți, și pentru că toată lumea trecea prin clinica de diabet și pentru că o parte din timp am avut și o funcție la decanatul Facultății de Medicină. Am o părere și o imagine foarte bună despre voi, ca fiind foarte implicați în tot ceea ce făceați, ca mie, eu am o vorbă și spun că doctorului trebuie să-i pese. Voi erați o generație care am avut impresia că vă pasă și de imaginea voastră și de cariera voastră și de implicarea voastră socială, ceea ce mi s-a părut extraordinar de mult. Mă gândeam azi dimineață când ploua foarte tare, ce înseamnă asta? Deci poate să însemne că, cum se spune la nuntă, deci dacă îți plouă la nuntă, înseamnă că n-ai fost cu minte. Dar se spune de asemenea și că ai să fii foarte bogat. Eu prefer să cred că voi veți fi foarte bogați. De asemenea, se mai spune că nu totdeauna ai ce vrei, dar poți să ai ce trebuie. Nu cred că vroiați să vă plouă așa de tare azi dimineață, dar este foarte bine că a plouat, nu? Deci până la urmă ne gândim și la treaba asta. Așa că sunteți o generație frumoasă, mă uit și atunci am avut părerea asta, mă uit și acum în sală, sunt foarte, foarte fericită că arătați așa cum arătați. 100% am savut că aveți și realizări, fiecare veți prezenta realizările. Și să știți că 10 ani este un moment de bilanț. Dacă ați vrea să vă schimbați cariera, acum e momentul. Dacă vreți să schimbați ceva în viața voastră, acum este momentul. Deci este o zi în care vă puteți întreba, dacă ar fi să iau viața de la capăt, aș mai face o dată medicină? Și dacă răspunsul este da, înseamnă că veți face medicină bine până la sfârșitul vieții. Mi-am ales bine partenerul, da, atunci o să merg mai bine până la sfârșitul vieții. Deci sunt foarte multe întrebări pe care vi le veți spune așa. Și vă recomand să vă uitați la studiul Harvard, care urmează de 75 de ani încoace și care singura concluzie care a tras-o după acești ani, uitându-se, deci cum ar trebui să arate oamenii ca să aibă succes și să trăiască mult? Să aibă relații bune cu cei din jur. Deci încercați să aveți relații bune cu cei din jur, să aveți relații bune cu familia voastră, să aveți relații bune cu colegii voștri. Dacă puteți să nu vă mâncați chiar foarte tare, cum se spune că se mănâncă doctorii, deci și toate lucrurile vor fi foarte bune. Și mai am o, să spunem, ce am învățat eu din viața mea, că nu se poate să ai performanță și nu se poate să faci ceva așteptând tot timpul ca statul să-ți dea sau cineva să-ți dea. Deci încercați să fiți foarte... foarte activi la locul unde sunteți, faceți proiecte, angajați oameni în jurul vostru, căutați-vă sponsor, căutați-vă prieteni, aveți grupuri de susținere și 100% veți avea rezultate. Corolar la toată treaba asta, vă va crește stima de sine. Este cel mai important în viață să vă iubiți, să vă respectați, pe voi înșivă. Și eu spun la toată lumea din Biblie și spun că trebuie să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Eu vă doresc să vă iubiți foarte mult pe voi înșivă, să fiți foarte împliniți și foarte împăcați cu voi însuși, ca să puteți să răspândiți iubire și bine și în jurul vostru. Deci este foarte important și sunt convinsă că marea majoritate din voi asta faceți și care nu faceți, veți face de mâine încolo. Deci vă doresc foarte mult succes pe toate planurile, să vă simțiți împliniți, să vă simțiți bine, să... Eu nu spun de obicei să fiți fericiți, că fericirea e din când în când, dar să fiți împliniți și să vă simțiți că aveți un rol acolo unde sunteți situați, în familie, în societate, în spitalul unde lucrați, oriunde lucrați. Vă doresc tot binele și cât sunteți de frumoși, așa să rămâneți continuu, să fiți iubiți, să fiți respectați, să fiți ce vreți voi. Vă mulțumim mult! Thank you.
O avem alături de noi și pe doamna doctor șef de lucrări Lidia Arhire. Dacă dorește să ne spună câteva cuvinte, să ne salute. Mulțumesc frumos, nu mă așteptam, dar eu nu sunt nici cal, nici măgar, pentru că n-am fost colegă cu voi de ani și pe vremea terminat nu eram încă în universitate cadru didactic, dar am venit la voi pentru că am foarte mulți prieteni în acest an și pentru că noi am avut anul trecut întâlnirea de 10 ani și poate din an în an transmitem acest mesaj că medicii chiar și la 20 de ani și la 30 de ani și la 50 de ani la terminarea facultății pot să rămână prieteni în adevăratul sens al cuvântului, poate să nu le crească orgolii și pretenții și să nu ajungă să fie cei care judecă, să fie cei care ajung să fie împreună și astfel se poată să facă lucruri deosebite. Pentru că, până la urmă, dacă avem prietenii și suntem prieteni, vom putea să fim și medici mai buni și bineînțeles că vom avea și o viață mai împlinită. Deci asta vă doresc, așa cum sunteți atât de mulți astăzi și atât de frumoși, sigur atât de buni prieteni, să rămâneți în continuare și peste ani și ani de zile la fel. Mulțumesc! Și noi mulțumim mult! Doamna profesoră Azoică ne-a fost decană în timpul facultății, profesor de suflet pentru mulți dintre noi, ne-a onorat la finalul facultății cu prezența și cuvintele ei deosebite, la cursul festiv, așadar o rugăm să ne spună câteva cuvinte. Dacă sunteți amabile să veniți la pupitru. Trebuie să vin la pupitru, sigur îmi face plăcere și sunt obișnuită cu pupitrul, sunt mai puțin obișnuită cu evenimentele acestea plăcute în ultimul timp. Eu vreau să vă spun, să reiau urarea pe care v-am transmis-o și în filmul pe care l-ați făcut, bine ați revenit în Alma Mater. Într-o oarecare măsură este un adevăr, pentru că foarte mulți din dumneavoastră nici n-ați plecat din Alma Mater, iar primii 10 ani după terminarea facultății sunt așa ca o trecere lină de la viața lângă părinți, în familie, la viața deja de responsabilitate și de singurătate oarecum în carieră și în parcursul acesta al vieții, unde devii singur de foarte multe ori. Încât primii 10 ani sunt minunați. Sunt minunați pentru că sunt anii aceia care merg în ascendent. Pentru că sunt anii în care vă făuriți o familie și am început cu familia pentru că asta este cel mai important și să știți că vă spun din tot sufletul și din toată convingerea că acest lucru este cel mai important. Sunt primii 10 ani în care vă făuriți, vă consolidați o poziție profesională și asta este adevărat, pentru că urmați un parcurs, alegeți o specialitate de rezidențiat, poate la început nu vă place în mod special, dar după aceea când pătrundeți în adevărurile și în profunzimea specialității respective, începeți să o iubiți. Încât sunteți în anii cei mai frumoși, ați acumulat însă multă experiență pe care o să o împărtășiți imediat în clipele în care noi profesorii vom pleca pentru ca să nu vă stingherim, iar dumneavoastră să vă spuneți tot oful, așa cum o făceați poate și în studenție, când împreună comentați, ce-i cu metodologia asta cercetării, că asta ne bate la cap, dar uite că numai asta n-aveam pe cap când este semiologia medicală și chirurgicală, mai vine și Azoică-i cu nebuniile acestea. Ați fost o promoție care, să știți că pentru mine, a reprezentat foarte mult. Nu știu dacă v-am mărturisit-o atunci, dar vă mărturisesc acum. Am avut din partea dumneavoastră un feedback, care nu totdeauna poate că mi-a fost favorabil, dar m-a ajutat ca să mă formez și să mă maturizez și eu, pentru că 2008 este anul în care am intrat într-o
etapă academică, să zicem, administrativă mai specială. Nu știu dacă a fost de bun augur pentru mine până la sfârșit, dar a fost cu totul ceva special. Sunteți o promoție specială pentru că pot spune acum și nu-mi este nici frică, deja nu mai mi-este de mult frică de ceva, ați fost o promoție care prin reprezentanții dumneavoastră și prin reprezentanții promoțiilor anterioare, și mă uit la Lidia, am fost aleasă ca decan și știu foarte bine ce spun, pentru că într-o competiție trebuie să existe acel ceva care să-ți aducă victoria. Și voi, ca studenți, ați fost cei care mi-ați adus victoria. Sunteți o promoție care n-ați rupt legătura cu facultatea și v-am simțit prezenți chiar după acea festivitate, care a fost o festivitate specială pentru dumneavoastră și, încă o dată spun, și pentru mine, că era prima promoție în care eu eram decan. Încât mă bucur că vă revăd, sunt impresionată că nu m-ați uitat. Mi-a făcut o bucurie enormă când Otilia a venit și chiar a insistat. Și m-am bucurat că a insistat, că probabil că n-aș fi venit datorită unei conjuncturi mai neplăcute în care sunt. Dar am venit cu bucurie și mă gândesc nu la prezent, mă gândesc la ceea ce a fost și mă gândesc la dumneavoastră, care aveți în față o viață în care să ajungeți din ce în ce mai sus și vă doresc lucrul acesta și mă bucur de un lucru. Mă bucur că totuși a rămas ceva din metodologia cercetării și simt că v-ați făcut un plan de viață care se bazează pe protocolul de studiu. Vă mai țineți minte? De ce? Pentru că v-ați structurat foarte bine scopul. Și simt lucrul acesta și știu lucrul acesta. Scopul trebuie să fie foarte precis și scurt și să țintească departe, în perspectivă, și să fie generos. Așa ați făcut și dumneavoastră. V-ați structurat foarte bine obiectivele. V-ați stabilit un endpoint și endpointul este familia și împlinirea dumneavoastră ca oameni. Și sigur sunt obiectivele secundare, care nu sunt atât de secundare dacă mă gândesc bine, că sunt etapele pe care dumneavoastră le-ați parcurs cu toată dragostea și cu foarte multe eforturi în cei 10 ani. Obiective legate de profesia dumneavoastră, de formarea dumneavoastră ca adevărați intelectuali. V-ați stabilit foarte bine elementele legate de material și metode. Metodele, sigur, că scuză mijloacele, dar metodele vi le-ați ales în funcție de materialul pe care l-ați avut. Ce material ați avut? Un material minunat, pentru că v-ați făcut un background, un puternic bagaj de cunoștințe pe care l-ați primit în facultate și sunt convinsă, cu mici excepții, cum a fost metodologia cercetării, în rest ați învățat foarte multe lucruri de la profesorii dumneavoastră minunați. Metodele le-ați adaptat și iată că, utilizând toate metodele, ați ajuns la ce? La ce am ajuns? Următoarea etapă din protocolul de studiu. Am ajuns la rezultate și rezultatele se văd și le-am văzut, pentru că să nu credeți că am fost doar un funcționar în decanat. Am fost cu inima la dumneavoastră și nu numai la dumneavoastră, cu fiecare generație și cu fiecare student care a pătruns pe poarta aceea care n-a mai fost închisă a decanatului. Sigur că rezultatele se văd și fiecare din dumneavoastră aveți o mulțime de rezultate pe care le-ați reprezentat foarte frumos prin grafice și prin tabele. Tabelele sunt cu date statistice care sunt puternic semnificative și vă asigur că au o puternică semnificație. Nu știu dacă statistică, dar
morală și sufletească categoric că există. Figurile sunt numeroase. Acea plăcintă, care înseamnă 80% sau 99,1% fericire. Și îmi doresc ca să văd în protocolul dumneavoastră că fericirea este marcată printr-un procent de 99%. Mai este un pic care este nesemnificativ statistic, care înseamnă neliniște, deziluzii, pentru că și astea sunt în viață. Din nefericire, dar trebuie să fie cât mai puține. Urmează discuțiile, nu? Discuțiile întotdeauna trebuie să fie mult mai ample decât prima parte. Prima parte care, de fapt, a însemnat 10 ani din viața dumneavoastră. Iar discuțiile o să le faceți dumneavoastră și să nu fiți zgârciți, povestiți totul și povestiți-vă și despre copii și povestiți-vă și despre părinți care poate sunt, poate din nefericire nu mai sunt. Povestiți-vă despre cât vă mai amintiți din viața de facultate. Povestiți-vă despre profesori, povestiți-vă de ce vreți să faceți ulterior. Astea sunt discuțiile. Două treimi din structura celor 10 ani pe care deja le-ați parcurs de la terminarea facultății. Bibliografia. O bibliografie care nu este deloc selectivă. Deloc selectivă. O bibliografie națională și în bibliografia dumneavoastră trebuie în primul rând, așa după sistemul Vancouver sau cum vreți dumneavoastră, sistemul Harvard, cum vreți dumneavoastră să puneți bibliografia, în orice caz pe primul loc în bibliografie sunt părinții, de la care aveți tot ce reprezentați dumneavoastră acum. Pe locul 2 puneți profesorii de aici, din facultate, pentru că și ei v-au fost niște părinți, mai buni, mai răi. Asta e, mai sunt și părinți vitregi pe lumea aceasta. Dar oricum și ei transmit câte ceva și puneți la bibliografie. Și mai este o bibliografie specială. Oamenii pe care i-ați întâlnit în cei 10 ani, alții decât părinții și părinții dumneavoastră adoptivi din facultate. Oamenii mulți care v-au învățat să pășiți în viață mai departe de casă, de pragul casei, de pragul facultății, oamenii care vă vor înconjura de acum încolo și așa cum spunea doamna profesor, că fericirea o să o aveți în funcție de modul în care o să învățați de la fiecare om cu care vă întâlniți. Fie că este un pacient necăjit, fie că este o personalitate importantă din afara țării, fie că este un prieten sau un fost coleg de facultate. Eu vă doresc ca acest protocol, care așa de frumos l-ați schițat și v-ați ținut de el, deci v-a rămas ceva de la metodologia cercetării, să vă însoțească și să-l faceți și mai bogat în anii care au să vină. Mult succes și cu drag o să fiți promoția mea specială. Vă mulțumim din suflet. Îl invităm alături de noi să ne adreseze cuvântul lui de bun venit, promoției 2008, pe domnul profesor dr. Dan Niculescu. Vă rugăm să mergeți la pupitru, da. Da, cred că s-aude bine. Mai întâi, mă bucur enorm să vă întâlnesc atât de mulți odată. Asta este într-adevăr o surpriză pentru mine. Dar, da, știți de ce? Pentru că din promoția dumneavoastră mulți nu mai sunt aici.
sunt risipiți în lume. Și totuși dumneavoastră ați fost aici și ați venit și eu mă bucur să vă întâlnesc pe toți. Nu vreau să vă dau sfaturi, pentru că la Rochefoucauld spunea cel mai darnici suntem când dăm sfaturi. Nu e cazul. Dar ați trecut suficient prin viață ca să puteți să vă dați seama câtă dreptate avea cel care spunea priviți înapoi cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru că fără speranță viața noastră n-ar mai putea exista. Și aici e un amendament. Așa cum o corabie nu se fixează cu o singură ancoră, tot așa în viață nu ne legăm de o singură speranță. Voi aveți suficient timp la îndemână ca să puteți să vă mai schimbați, dar speranța să fie în fața voastră întotdeauna. Chiar Nietzsche, acel filozof al fascismului care va să nască, spunea, nu contează de unde veniți, nu contează de unde vă trageți. Important este ce veți face de acum înainte. Și pentru dumneavoastră este mult mai important, pentru că aveți partener timpul. Timpul încă este de partea dumneavoastră. Avantaj mare, pentru că timpul fuge. Știm dintotdeauna cât de repede fuge timpul. Și știm dintotdeauna că noi nu putem ține pasul cu el. Și mai mult decât atât, este irreversibil. Dacă, spune un dicton indian vechi, florile copacilor cad, dar după aceea răsar. Luna descrește, dar după aceea crește. Apele râurilor scad, dar cresc. Nu mai ani tinereții, nu. Încât dumneavoastră îi aveți încă anii tinereții. Bucurați-vă de ei și folosiți-i. Folosiți-i din plin. Acum este momentul. Pentru că ați ajuns la un nivel, nu culme, dar un nivel suficient să vă dea perspectivă, să puteți să priviți și în sus și în jos și să alegeți. Bun. Cei care au făcut-o deja știu drumul și merg înainte, dar mai sunt dintre dumneavoastră unii care au timp să o facă. Și au timp. Asta este important. Mă întorc și vă spun, faceți acum. Mâine poate va fi prea târziu. Nu spuneți voi face, ci spuneți acum și mai ales acum să trăiți. Să trăiți sănătos, să trăiți frumos, să vă atingeți obiectivele dumneavoastră și poate să ne mai întâlnim peste 10 ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Mulțumim încă o dată, domnule profesor. Domnul profesor este singurul român care a elaborat un tratat de algeziologie.
Tot dumnealui este cel care a introdus atât termenii de farmacologie socială și algeziologie în limba română, cât și algeziologia ca disciplină în învățământul superior. A scris 50 de cărți, a publicat peste 500 de lucrări științifice, atât în țară cât și în străinătate, și are 11 brevete și invenții. Numărul funcțiilor deținute în indiferite instituții și organisme internaționale trece de 22, fiind totodată și membru și membru fondator sau având funcție de conducere în 9 societăți științifice din România și 13 din străinătate, cele mai multe din Statele Unite. Recunoașterea prestigiului său profesional la nivel național și mondial s-a concretizat în diplome de excelență și de onoare, zeci de premii, dar și în titlul de doctor honoris causa. De asemenea, a primit premiul Daniel Danielopoulou al Academiei Române pentru farmacoterapia durerii viscerale. A stat un an la primul institut de studiu al cancerului, la Roosevelt Park Memorial Institute, la care lucraseră cu 10 ani înainte 6 câștigători ai premiului Nobel. Cu toate acestea, domnia sa este recunoscut în România și datorită celor doi copii ai săi. Doamna Alina Mungiu PPD este profesor de democrație la Berlin, iar mai nou, domnul profesor a devenit și tatăl domnului Cristian Mungiu, cel care a câștigat Palm d'Or la Cannes, așa cum, de altfel, însuși domnul profesor cu mândrie o spune. Succesul fiului a fost un exemplu clar de remediu împotriva durerii, pentru că oamenilor le dispare durerea când sunt fericiți, iar activitatea neplăcută o agravează. Este pasionat de ceramică românească și este inițiatorul târgului Cucuteni. Pe lângă lecturi istorice, are o colecție de clopoței de bronz adunați din toată lumea și una de șepci de amiral pe care le poartă când conduce mașina. Este dificil să fac un rezumat al tuturor realizărilor domnului profesor într-un singur laudatio. Înlivit alături de noi pe domnul profesor dr. emerit, Ostin Mungiu. Vă mulțumesc. Se spune că bătrânețea începe atunci când toate femeile se par la fel. Uitându-mă la dumneavoastră, cum ați venit așa una câte una în amfiteatru, zău că sunteți foarte diferite și frumoase și deci eu nu sunt bătrân. Sunt doar mai crocant. Mai troznesc oasele, e adevărat. Păi după câte sfaturi ați primit, după cât de frumos au vorbit profesorii dinaintea mea, eu zic că este timpul ca să rememorăm pe niște imagini ceva ce dumneavoastră, așa cum s-a spus aici foarte frumos, ați trăit. Ia să vedem dacă reușim. Ăsta ar trebui să meargă. Dar eu nu știu unde să-l îndrept. Am reușit. Deci, ca o sarcină plăcută, este să vă aduc salutări din partea întregului corp didactic al universității, chiar dacă unii profesori n-au putut ajunge aici, unii din motive foarte serioase, că nu mai sunt printre noi, alții poate că s-au speriat de ploaie. Important este faptul că voi sunteți aici, important este faptul că aveți câteva reprezentanți din partea corpului didactic și încă ce reprezentanți, decana voastră, un lucru foarte frumos. Și plecând de aici, hai să vedem într-un mod mai... Hai cu tata! Băi, fecior, ce sculă mi-ai dat tu? În partea asta, în partea aia... Mai bine mutele de acolo. În fond, păi, îmi las că zic next și eu le muți tu. Las că sunt obișnuit de la alte congrese, nu e nicio problemă. Așa. Câteva lucruri de rememorat, pentru că aici s-a spus, eu numai vă spun așa. Următorul, next. Următorul, da?
câteva lucruri. Cum arătați ca studente, tocilare, muncind noaptea, studiind noaptea, am vrut să spun, așa, și de asemenea, n-ați uitat, pe lângă faptul că aveați cărțile la îndemână, n-ați uitat că sunteți tineri și următorul, vă rog, așa, ați încercat și ați reușit să vă trăiți viața, zic eu, de student, cu mare plăcere. Pe atunci nu era moda asta, dar acum, dacă vedeți, toată lumea este tatuată prin toate părțile, ca să zic așa. Da, dar asta este, fiecare parte din tinerețe are specificul ei și vreau să vă spun că anul acesta am sărbat și eu cu colegii mei, e drept, noi suntem ceva mai tineri, noi am sărbat ceva cu 5, adică nu cu 10 ca voi, adică 55 de ani de la terminarea facultății. Mulțumesc! Asta vă doresc să faceți și voi, să rămâneți uniți, pentru că noi ne-am văzut la 10, la 20, la 25, la 30, la 40, la 45, la 50 și de la 50 încoace ne vedem în fiecare an, fără niciun fel de, cum să spun, protocol, ne adunăm la anatomie pe scări, asta este tradiția, după care batem cârciumile, bând apă minerală și bere fără alcool. Așa. Mergem mai departe. Aspecte din viața de student. Am văzut că v-ați spus și voi, v-am pus și eu. Pe vremuri, când eram eu student, circula un verb legat de pisici care se numea cotoceală sau cotoci. Da, mergem mai departe. E, aici, nu, ați sărit, pentru că e perioada de rezidențiat, în care ați învățat mult, în care ați fost ascultători și ascultători față de cine, pentru că toți aveați următorul, un șef, da? Adică a trebuit să vă deprindeți, să învățați ierarhii și acest lucru este important, pentru că mai devreme sau mai târziu, e bine să știți că peste tot există șefi și subalterni. Învățați lucrul ăsta. Împreună cu câțiva colegi de generație, avem sub tipar acum un volum care tratează din istoria anecdotică a medicinii ieșene. Și mai mulți doctori au trimis amintirile lor. Pe lângă noi care am fost autorii principali, mai sunt și alții. Și unul dintre ele arată, îi povestește Gicu Colev, care acum este în Canada, medic în Canada, zice, când am ajuns și eu intern la chirurgie, m-am prezentat la chirurgia întâi, era profesorul Buțureanu și am fost anunțat că intru în operații. Când am văzut că intru în operații, m-am dus repede să mă schimb, m-am uitat în vestiar, erau halate în fiecare cui, cu singure excepții, unde era liber. În ăla mi-am pus eu halatul, mi-am schimbat și am fugit la sala de operații. Când m-am întors după operații, m-am uitat, cuiul era gol, halatul meu trântit pe jos. Ei, zic, am fost neglijent, m-am grăbit la sala de operații. S-a repetat lucrul ăsta și în ziua următoare și a treia zi, când iarăși a văzut că își punea halatul acolo și îl găsea pe jos, s-a dus să ceară socoteală sorei șefe. Și sora șefă i-a spus un lucru: ar trebui să înveți, tinere, există o ierarhie în spital. Primul cui ia profesorului și el strântea de fiecare dată halatul jos să te învețe ierarhia. Deci, iată amintiri și care, sigur, s-ar putea să le mai întâlniți. Un alt lucru pe care l-ați învățat sau trebuie să-l învățați în acești 10 ani, dar sigur că e secretul succesului. Secretul succesului în viață este să te faci că n-auzi, că nu vezi și să-ți ții gura. Sigur că ați început să umblați prin lume, ați început să mergeți pe la congrese,
V-ați întâlnit cu cercetătorii britanici, nu? Îi vedeți aici și care emit idei din ce în ce mai năstrușnice și te întrebi uneori cine finanțează asemenea lucruri. Există foarte mult și am întâlnit și eu din asta pe la congrese. Știți, se spune că publicul care merge la congrese e cam de vreo 4 feluri. Sunt cei care audiază, ăștia sunt cei mai rari. Cei care dormitează, ăștia sunt că au băut cu o seară înainte și moței în bancă. Sunt cei care bufetează, adică umblă pe la bufetele din jurul congresului, și cei mai mulți cei care vizitează. Da? Cam așa se împart cei care merg la congrese și cred că v-ați cam convins de acest lucru. Este un fapt de asemenea notoriu că în acești 10 ani v-ați ciocnit de o birocrație formidabilă și tot timpul discutați în legătură cu formularele, cu hârtiile, cu așa, și ne ciocnim de o grămadă de legi făcute strâmb, de regulamente care se bat cap în cap, și eu știu cât am îndurat până când am schimbat legea stupefiantelor. În 1998 am propus schimbarea acestei legi, că era o chestie care spunea că numai un medic pe județ poate prescrie o piacee. Vă dați seama ce prostie, de unde se vine, de la marginea județului pentru o rețetă. Abia în 2003 s-a făcut o comisie, deci 5 ani, făceam memorii, le duceam la ministru, mă duceam să văd care este rezultatul, de câte ori mă duceam acolo, găseam un alt ministru. Ca să văd ce a fost al sănătate. Vreo 30 ceva de ministri s-au schimbat. Și bineînțeles, prima grijă a unui ministru când vine, este să arunce toate hârtiile pe care le găsește, nu să le rezolve. Și atunci, iar cu memorie, iar de la capăt, în 2005 am reușit în sfârșit să elaborăm și să voteze legea. Și ce credeți că s-a terminat? Nu s-a terminat nimic, deși legea era excepțională. Fiecare medic are dreptul să prescrie o piacee, chiar și trei pe o rețetă, ce mai era extra. Am lucrat cu consilieri americani, am lucrat aici, am lucrat în Statele Unite. Legea a fost foarte bună, dar nicio lege nu poate fi folosită dacă nu are norme. Iar normele omoară legea. Sunt făcute extraordinar de aiurea și a mai trebuit încă un an de zile să facem normele, adică să se aprobe. Trebuie 7 ministere. Toată lumea trebuie să-și dea cu părerea. Și foarte nostim a fost faptul că pentru legea opiaceilor s-a trimis materialul și la Ministerul de Interne și la Agenția Națională Antidrog, care totuși ține de Ministerul de Interne. La Agenția Națională Antidrog era generalul Abraham, care după ce a văzut legea, a zis că este foarte bună, atât de bună încât ar trebui să se numească legea Abraham. De ce? Nu știu, dar asta e la noi, știi? Se cheamă. La Ministerul de Interne s-a trimis către noi un material foarte scurt, în care spune așa, legea nu corespunde nici ca formă, nici ca fond. Punct. Încă un an de zile, du-te pe la televizor, du-te pe la diverse forme, așa, până când au apărut normele. Când au apărut normele și s-a dat și liber la doctori, s-a văzut că nu s-au făcut imprimatele. Că știți că sunt imprimatele galbene și verzi, da? Nu s-au făcut imprimatele. Când în sfârșit s-au făcut imprimatele, s-a văzut că pentru modul de prescriere, deci un tratament cu opiacei, trebuie să-i faci o prescriere acolo, să-i spui cum să o facă, s-a prevăzut un spațiu de 1,5 cm pe jumătate de centimetru. Scrieți voi acolo dacă puteți instrucțiuni. Deci, iată ce înseamnă românica noastră. Da? Că nu e amenințată România atât de încălzirea globală, cât de tâmpirea globală. Asta să fim atenți. Aici e relația între voi și Casa de Sănătate, așa cum se vede în ziu, așa încât cred că există, așa cum spunea profesor Niculescu, cu speranța înaintea voastră, sperați că o să ajungeți vreodată așa. Ce cu viața voastră de familie? Sigur, v-ați ales, nu? O fată frumoasă cu care ați făcut o căsătorie fericită și sigur că lucrurile merg foarte bine.
Unii chiar n-au nimerit-o din prima și au încercat și a doua oară cu speranța că speranța moare ultima, da? Deci iată și acest lucru și cel mai important lucru este însă că în familiile voastre armonia conjugală este cea care a predominat, da? Ei, vedeți, este un exemplu tipic de armonie conjugală. Uneori se spune că lanțul căsătoriei este atât de greu că nu poate fi dus numai de doi. Ați înțeles că sau vreți să vă fac un desen? Sigur că au apărut copii și copii înseamnă mult, înseamnă o comoară, este ceva deosebit și, sigur, și responsabilitate implică creșterea acestor copii, dar oricum este un lucru care vă face împliniți și fericiți. Mi-aduc aminte că o soție vine acasă și vede scris pe tăblița de la ușă: sunt un soț responsabil, am plecat la cârciumă, post scriptum, dacă întârzi, dă băiatul la medicină. Un alt lucru de învățământ te spune că dacă ai pe cineva mare să te ajute, poți ajunge departe. Mi s-a părut destul de edificator lucrul ăsta. Ai cu tata. Acum trebuie să mă laud eu. M-ați lăudat voi acolo. Ce să mă laud? Pentru ce? În perioada asta, de când ați terminat voi, am ieșit și eu la pensie. De atunci și până astăzi am fost prezent în fiecare zi în cabinetul meu. N-am lipsit nicio zi decât când am fost în străinătate. Continui să lucrez, nu mai țin cursuri, dar țin conferințe, am lucrat cu doctoranzi, am ținut cursuri postuniversitare, am făcut contracte de cercetare, am în perioada asta încă două brevete de invenție, n-am câștigat niciodată de pe urma lor nimic, da, sunt la CV acolo, și sigur că am mai scris niște cărți. Ultima dintre ele, cred că este pe pupitru vostru, v-am dăruit-o cu mare plăcere, dar să știți că e din banii lui Donald Trump. Da, anul trecut am făcut, mai luasem bani de la americani, sub alt președinte, așa, anul trecut am mai făcut o cerere, am concurat la un proiect, am câștigat proiectul și cu acel proiect am scos 8.000 de exemplare din această carte pe care le-am dat pe gratis la medici, de câte ori am avut ocazia, și astăzi am avut această fericită ocazie, fiind și această promoție de suflet a mea, cu care m-am întâlnit și acum 8 ani și mi-a plăcut imaginea aia, eram alături de Doina pe scena Naționalului și iată că am remarcat faptul, nu întâmplător, am aceeași vestă, numai culoarea cămășii s-a schimbat, atunci era roșie, acum e ca situația României, albastră. Da, sigur că m-am ocupat de studiul durerii în toată această perioadă. Din păcate ați auzit că am introdus algeziologia în universitate odată cu ieșirea mea la pensie. Aceasta s-a marginalizat până la dispariție, că există un fel de epigonism, ca să spun așa, greu de explicat. Pentru tot ce faceți dumneavoastră, sunteți, cum să spun, niște atleți care lucrați împotriva durerii, într-o mare coaliție împotriva durerii. Poate dă Dumnezeu și generația voastră o să prindă și înființarea specialității de algeziolog, pentru care eu pledez, specialitate care există de zeci de ani în străinătate, dar la noi nu există, pentru că noi nu vrem să recunoaștem durerea cronică ca o boală în sine, pentru că asta ar însemna niște costuri pentru stat și nu vrem să facem asta. Din păcate, toată munca care a existat până acum a fost de natură să nu găsească ecou. Vreau de asemenea să vă spun că cea mai mare satisfacție a mea nu a fost primirea titlului de doctor honoris causa, ci aceea că în anul 2008
promoția voastră, promoția respectivei universități, mi-a acordat titlul de cel mai tare profesor din universitate. Eu nu știam cum se face asta. Mi-a explicat Târcoveanu că pur și simplu vin studenți de la alte facultăți, incognito, la cursul tău, te ascultă și după aceea se votează pe centru universitar și se acordă acest titlu. Vă spun că sunt cel mai mândru de acest lucru pentru că sună frumos ca studenții să te aprecieze. Sigur că în familia mea există, ce spunea mai înainte o colegă, cred că luat așa de val, că de curând am un fecior sau cam așa. Da, am primit 50 de ani feciorul ăsta, avem anul ăsta, așa, fiica mea are 54, deci feciorul meu în 2008 a primit și el la Cannes premiu, dar ce a fost, a recidivat de două ori în 10 ani, și a primit premiu tot la Cannes și de fiecare dată a luat alte premii, deci are cam tot ce se poate lua de acolo. Cu prilejul acestui Palme d'Or a primit Ordinul Artelor și Literelor în grad de cavaler, cu al doilea film a primit Ordinul Artelor și Literelor în grad de ofițer de la statul francez, cu al treilea film a primit Legiunea de Onoare, cea mai înaltă decorație. L-a decorat și Băsescu, l-a decorat și regele Mihai, încât are un raft acasă care este plin de decorații, dar el, să știți că e un băiat foarte modest și la locul lui și nu face deloc caz de așa ceva. Fiica mea, care anul acesta împlinește 30 de ani de la terminarea facultății și puțin știu că a fost șefă de promoție, s-a lăsat de medicină și a devenit profesor de bună guvernare la Berlin, unde la o universitate din Berlin. Am avut plăcerea ca părinte să o ascult pe scena de aici, acum două luni, când a venit și a prezentat o conferință în fața omefeștilor cu titlul În căutarea bunei guvernări, ea fiind expertă la Bruxelles, la Banca Mondială și la Organizația Națiunilor Unite, pe lângă postul de profesor. M-am lăudat destul. Mai e o chestie, feciorul meu este vegetarian și eu am spus, băi, dacă ai continui să mănânci salate, o să-ți crească buruienele, după cum vezi, prin toate orificiile. Da. Pentru dumneavoastră un sfat, că tot ați primit destule, vezi, nemții spun, râsul este cel mai bun medicament. Deci, aveți grijă, încercați să fiți veseli, eliberați-vă endorfinele, calea vă țin sănătos. Despre viitor, și cu asta mă apropii de sfârșit, pentru mine este foarte simplu să vă spun încotro o luați. Ia uitați. Spunea aici la un moment dat colega noastră că e momentul, dacă vreți să faceți o schimbare, să o faceți acum. Dar încotro și ce vă așteaptă este greu de spus, dar trebuie să vă mărturisesc că toți am trecut prin asta. Momentul meu de derută a fost cel când, dacă rămân sau nu în Statele Unite, în 1972. M-am întors spunând că problema nu este să plece toți românii din țară, ci să facem aici să schimbăm ceva. 20 de ani n-am putut schimba nimic, 20 de ani n-am primit aprobare să ies în nicio țară din vest, încât ajunsese copiii mei exasperați, mă întrebe ce ai făcut, tată, de ce ai venit înapoi și nu ne-ai luat acolo. Am avut credința că până la urmă se va schimba ceva, s-a schimbat, dar nu este atât de bine pe cât speram. Este o invitație pentru generația voastră să faceți ceva, să nu ne întoarcem înapoi. Să faceți ceva, să nu fiți pasivi, pentru că suntem într-o mare, mare criză acum. Într-o mare criză și e nevoie de multă solidaritate ca să mergem în continuare spre civilizații și să ne întoarcem spre turci sau spre alții mai roșii. Un sfat pentru dumneavoastră, atenție cum lucrați la serviciu, vi s-au dat sfaturi, înțelegeți ce vreau să spun cu asta, nu vă tăiați singuri craca, pentru că există și posibilitatea asta dacă sunteți neatenți sau dacă cumva sunteți tentați mai mult decât trebuie. Evitați și lucrul excesiv,
nu? Sindromul acesta de burnout care vă așteaptă, pentru că țineți minte ce vă spun. Bă, de lene n-a murit nimeni. De muncă a murit. Iată aici rezumată viața omului în 5 sticle. Biberonul, cola, whisky-ul, apa minerală și perfuzia. Asta vă așteaptă. Știți, uitați-vă unde vă situați și încotro luați. Da, vreau să vă mulțumesc pentru că ați încercat să zâmbiți la ceea ce am spus eu. Vă doresc să fiți fericiți și pentru că veți merge la banchet, vă arăt o tehnică cu care se poate umple paharul de șampanie. Ați văzut? Te-ți liber să încercați. E frumos. Șampanie există, pahare există. Bun. Așa, vă doresc petreceri frumoase, vă doresc să trăiți frumos până când veți ajunge și pensionari fericiți. Eu îmi cer scuze dacă voi lipsi la următoarea voastră întâlnire, nu o să fie din vina mea neapărat. Și de asemenea, ar mai fi ceva. Mulțumesc frumos pentru atenție și vreau să vă mai spun un lucru. Când am venit la o întâlnire, am ținut o conferință pe undeva, cred că prin Suceava, și au venit la mine două doamne respectabile, așa, în jur de 60 de ani, și îmi spun: domn profesor, dacă ați ști cât de mult v-am iubit. Răspunsul meu: acum îmi spuneți, fetelor. Vă mulțumim din suflet, domnule profesor. Vă mulțumim mult, cât și pentru cărțile acordate. La finalul primei părți, dorim să mulțumim atât profesorilor, cât și colegilor noștri organizatori și Arconica Medical Event, față de care această întâlnire nu ar fi fost posibilă. Invit alături de noi pe Georgeta Crețu, Nicoleta Bobuțano, Otilia Niță, Răzvana Roșoaie, și ar mai fi Bogdana Irinei, care din păcate nu a putut fi astăzi alături de noi, dar vă transmite toate gândurile lui bune. Sunt convinsă că îl cunoașteți cu toții. Didu! Și nu în ultimul rând, Claudiu Patriche de la Arcona Medical Event. Cosmin Mihai și Oana Mihaela Puiu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm la poza de grup din fața Institutului de Anatomie, iar apoi la un coffee break, iar după jumătate de oră ne vom întoarce la povești de peste ani. Vă mulțumim!
Dragi colegi, haideți să ne relaxăm, este momentul nostru, o să ne prezentăm fiecare și o să ne spunem fiecare unul despre celălalt chestii interesante, amuzante și tot ce dorim noi să știe colegii despre noi. Propun să rulăm imaginile pe ecran. Înainte de toate, rugăm pe colegul nostru, care ne-a fost șef de promoție, Cristian Mârțu, să ne spună câteva cuvinte. Îl invităm alături de noi. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că ați făcut efortul în vremurile unei vieți aglomerate să ne întâlnim aici, acum, pentru a ne aduce aminte de locuri și timpurile în care am intrat ca niște tineri absolvenți de pe băncile școlii în Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Sincer, mă așteptam și ar fi fost frumos să mă feriți cuvântul în prima parte a manifestării, în calitate de șef de promoție. Înțeleg că organizarea unui eveniment de asemenea amploare implică mult efort și apreciez însă și vă mulțumim pentru ceea ce ați pregătit pentru noi. Sincer vă spun, vineri seara, întors acasă după gardă, mă gândeam doar la cum vom petrece sâmbătă seara. Însă, surpriză, am primit un mesaj care conținea invitația de a vorbi în fața dumneavoastră. Inițial m-am simțit copleșit, o răspundere mult prea mare pentru ceea ce urma să fac. Conștientizând însă că de fapt am ocazia să vorbesc în fața colegilor mei, am îmbrățișat cu drag această invitație. În consecință, doresc să vă prezint doar câteva gânduri care am reușit să le pregătesc în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție. Mărturisesc că am emoții care sunt la fel ca cele care le-am simțit pe băncile facultății și care mi-aduc aminte cu drag de vremurile studenției. Cred că vorbesc în numele tuturor. Mă bucur să ne regăsim astăzi aici, după 10 ani, în Iași și nu în America sau în Anglia sau oriunde altundeva, în cadrul acestei promoții de care sunt mândru și în care sunt onorat să fac parte. În cadrul universității, cu atâția dascăli de valoare, care ne-au învățat să gândim medical, nu doar să acceptăm informații, și unde am fost formați ca și oameni și am înțeles că drumul pe care ne l-am ales să mergem în acest drum, singura limită este capacitatea de a învăța. Au trecut 10 ani în care nu au mai fost note care să ne judece, mai mult sau mai puțin valoarea. Au fost proiecte personale, proiecte la care noi am oferit valoare. După despărțire, dacă o putem numi așa, am plonjat aproape imediat într-un sistem străin, în Franța, și mai exact într-o clinică de chirurgie cardiacă. Atunci am înțeles cât de multă încredere poate fi atribuită unui rezident la început de drum, în nici 6 luni de zile. Dar și ce responsabilitate enormă are acest rezident, viața unui om. Am simțit un sentiment înălțător, aproape imposibil de descris decent în cuvinte, atunci când inimile pe care tocmai le recoltasem și le scoteam din cutiile refrigerate, prindeau viață și dădeau viață, tocmai viața pe care trebuia să o protejăm. Am înțeles de asemenea care este cu adevărat menirea noastră. Avem ocazia unică să oferim unui seamăn, avem ocazia să-i oferim singura resursă cu adevărat finită, limitată, timp.
timp să se bucure de viață, timp să facă lucruri mărețe, timp să crească nepoți. Am înțeles și cât de fragil este echilibrul vieții și cât de ușor se pierd tocmai mecanismele extraordinare care ne fac să supraviețuim și apoi se instalează starea fără de întoarcere. Am gustat dintr-un sistem deosebit de bine organizat, finanțat și aplicat asupra ceea ce contează, sănătatea pacientului. Nu a trecut mult timp și lăsând în urmă autostrăzile, am plonjat în prima ninsoare a anului, în Pasul Tihuța, dar și într-un sistem medical care, pentru a fi delicat, îl consider cu un mare și un enorm potențial de îmbunătățire. Nu-mi propun să laud nici să fac vreun fel de comparație. Însă am avut oportunitatea de a profesa și învăța din diferite modele, de la fiecare om. Oportunități foarte productive de lucru. Am revenit aici mereu cu sufletul deschis. Trăim într-o lume plină de schimbare. Văd în jurul meu schimbări care amenință temelia socială. Haos în orice domeniu. Politică, finanțe, sănătate, educație. Dispar sistemele de valori din jurul nostru. Oameni de valoare. Exemple de patriotism și moralitate. Aș putea spune că ne sunt furate. Se pierde încrederea, încrederea atât de importantă în vindecarea sufletului și nu numai. Trăim într-o lume în plină schimbare. Este evident că nu se pot face schimbări radicale, însă fiecare din noi putem schimba ceva în jurul nostru. Este drept și corect ca noi să ne schimbăm, an de an. Să devenim mai buni, mai inteligenți, mai experimentați, mai puternici. Totul însă curge și noi odată cu totul. Unii dintre noi curg pe râu agățați de un buștean. Subsemnatul nu face nicio excepție. Dacă lumea se schimbă, ne schimbăm și noi. Și odată cu noi se schimbă și locul în care trăim. Omul sfințește locul. Vă doresc la toți, din suflet, să vă sfințiți locul. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Îl rugăm pe colegul nostru, Mawasi Kadri, să ne adreseze câteva cuvinte. Am înțeles că se grăbește. Și nici nu este proiectat acolo. Da, mersi. Ok, numele meu e Mawasi Kadri. De când am plecat acasă din 2008, n-am mai fost aici niciodată și asta e prima oară. Am ajuns pentru întâlnire de 10 ani. Și de 10 ani de zile n-am vorbit și română, când sper să mă înțelegeți exact cum vreau eu. Mersi. Ok, am plecat singurel acasă și în 10 ani am făcut și o familie. Am soția care o cheamă Arin și am o fetiță care are 2 ani jumate acum și încă un băiețel care are 6 luni de zile, pe care o să le vedeți în seara asta. În timpul asta mi-am ales să fac specializarea la pediatrie și acum am terminat specializarea și sunt medic pediatru în Israel. Am o clinică cu 2000 de copii și în timp ce lucram cu copii, am 5 copii în clinică care au diabet. Așa că am văzut că părinților i-au fost frică și grijă de ei și nu au știut cum să se descurce cu copii. Așa că copiii care au diabet
Cum se descurcă în viața, cum poate să meargă înainte, să se căsătorească și să fac și familie. Așa că eu cu părinții ăștia pe care le am în cabinet, am hotărât să facem o fundație, asociație, nu știu cum se spune, și am adunat până acum 50 de copii pe care au diabet și în fiecare lună ne întâlnim, facem excursii, plimbare, piscina, ne ducem oriunde vor ei și stăm și cu părinții pentru că să-i explicăm cum să se descurce cu copii și cum poate să meargă înainte. Și până acum am găsit și trei oameni care au ajuns înainte în viața lor, care au avut și diabetul când au fost copii, și ca să-i explice copiilor și părinților cum poate fac cu ei și cum aștia poate să trăiască ca toată lumea și să nu se vadă că sunt bolnav sau ceva normal, să trăiască normal. Asta ce am făcut în 10 ani, cam în 10 ani, am mai făcut niște lucruri, dar asta e cele mai importante pe care le-am făcut până acum. Mulțumesc frumos, mă bucur foarte mult că sunt aici și ne întâlnim. Mulțumim, Cadri. Acum o să urmeze colegii în ordine alfabetică. Ramona Cristina Babei, se pare că nu este alături de noi, este medic specialist genetică medicală, știe cineva despre ea să spună două cuvinte? Dacă nu, vom trece mai departe. Irina Alexandru este în sală să ne spună câteva cuvinte ale alergologiei și imunologie clinică. Super! Puțină panică, nu mă așteptam eu să fiu prima. Mă rog, au fost Cristi și colegul nostru dinainte. Nu am nimic pregătit, nu mă așteptam să trebuiască să ținem speech-uri așa frumoase și care să spune așa de bine. Sunt medic alergolog, am rămas încă în Iași. Îmi place să călătoresc, după cum bine vedeți. N-am știut ce poze să încarc. Nu am copii încă. Nu sunt căsătorită. Nu știu, cu ce să mă mai laud? Da, încă sunt slabă, chiar puțin mai slabă decât în facultate. Nu prea am ce să spun despre mine. Cei care mă cunosc și cu care am ținut legătura în toți anii aceștia, știu foarte bine toate detaliile și o să vorbim mai târziu, bineînțeles, pentru a recupera amintiri, dacă vreți. Mulțumesc! Mulțumim! Veronica Alistar, medic de familie în Germania, este alături de noi. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să fiu aici astăzi. Sunt medic de familie în Germania. Am făcut specializarea de medicină de familie aici în România și am preluat acum 3 ani de zile un cabinet de medicină de familie acolo. E un cabinet micuț, cu o echipă mică, dar e foarte plăcut. Altceva, nu știu ce... M-am căsătorit între timp, copii nu am... Altceva nou, nu știu, important nu am. Mulțumim foarte mult! Mai aflăm de seară la petrecere dacă ai să vii. Mulțumim! Luciana Ambrosi este în sală. Haideți să vedem ce spune medic specialist chirurgie generală. Mă bucur să vă revăd. Pe mulți dintre voi. Sunt surprins că am fost coleg cu alții dintre voi, de care n-am știut.
Am rămas în Iași, fiind ieșean, și sunt la Clinica 3-a Chirurgie și nume fel la Catedra de Chirurgie, ca asistent. Vă doresc tot binele din lume. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Alexandru Angel, medic specialist medicină legală, este în sală. Simona Antăluca, și ajutați-mă voi aici. Obeia. Este prezentă? Nu. Atunci să amintim câte o ceva. O salutăm cu drag. Medic specialist medicină de familie, lucrează în Franța. O salutăm. Luis Anton, medic specialist oftalmolog în Elveția, este alături de noi? Se pare că nu. Nici soțul, o să trecem mai departe. Ștefania Petri, medic specialist oncologie medicală, este alături de noi. Te rugăm să ne adresezi un cuvânt. Pare rău că nu am putut completa, dar nu mergea de pe telefon, n-am dat nici număr, n-am dat nimic. Sunt medic specialist oncologie medicală, am profesat 4 ani în Iași la o clinică privată, momentan din februarie merg în Vaslui, tot la o clinică privată. Între timp am măritat, am și un copil, un băiețel de 2 ani jumate și cam atât. Mulțumesc! Ei, wow. Și acum... Spune tu, Cosmin. Răzvana Roșoai, colegul nostru cu cei mai strânți blugi de astăzi. O să-l rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Răzvan, care ne-a ajutat și în organizare. Da, vă mulțumesc de prezență, sunt foarte copleșit și bucuros. Am să-l citesc pe bunul meu prieten Cadri. Am făcut și eu o familie. Am făcut medicină de familie, sunt stabilit în Iași și sunt bucuros că ne-am văzut acum după 10 ani și aș vrea să depășim recordul domnului Mungiu de 55 de ani, să fim și peste 60 de ani, poate. Vă mulțumesc! Mulțumim! Igor Aștefulese, este printre noi, l-am văzut. Este medic specialist oftalmolog în Bacău. Bună ziua, mă bucur să vă revăd pe toți. Da, nu doar în Bacău, sunt cam peste tot în Moldova, pe unde e cabinetul oftalmologiei, pe acolo și eu. Mi-am dat specialitatea în oftalmologie, căsătorit de fetiță de 17 ani, băiat de 8 anișori, acum își face 9. În rest, da... Cu aceeași soție. În rest, într-adevăr, mă simt împlinit, fac ce-mi place, am o echipă unde lucrez, o echipă extraordinară, îmi place de meserie pe care am ales-o și aș cita și eu, dar din ficiorul meu. Ficiorul meu spune că vă urez să fiți mereu tineri, deștepți și frumoși. Mulțumim! Mulțumesc. Oana Zizica Atănăsoaiei, medic specialist medicină de familie, este prezentă. Mă bucur să vă revăd, sunteți foarte frumoși, sunteți neschimbați. Ce să vă zic, lucrez de 6 ani la ambulanță, la Piatra Neamț. Lucrez și la un centru de permanență în Piatra Neamț. Sunt căsătorită, am 2 băieți. Ce să vă mai zic? Amant nu am? Da. Văd că... Dar vrei unul? Dacă vreți să știți detalii... Nu-mi doresc, nu, nu-mi doresc. Ok. Sunt fericit așa. Nu mă provoca, Răzvan. Mulțumim frumos! Daniela Băietu... Lucrez ca pneumolog la Rădăuți și eu sunt căsătorită din mult timp facultate.
Am o fetiță de un an și mă simt împlinită. Mulțumim. Andreea Balașa, anterior de Mihoc. Bine v-am regăsit. Sunt medic specialist în medicină de laborator. Stau în Iași, fac naveta în fiecare zi la Vaslui, la Spitalul Județean. Și m-am căsătorit, încă n-am copii și îmi place să călătoresc. Mulțumim. Pare bine. Anca Balețchi, medic specialist în medicină de laborator. Bună ziua tuturor! Sunt medic de laborator la maternitatea din Botoșani. Am bucuria de a fi într-un colectiv extins din colegii noștri de an. Nu sunt căsătorită, nu am copii, dar am o familie foarte frumoasă cu mulți nepoți. Mă bucur să vă revăd pe toți și vă doresc mult succes în activitate și numai bine! Mulțumim! Claudia Banu, medic specialist reumatolog. Mai era cineva înainte, dar nu contează, o să dăm înapoi. Bună ziua, mă bucur să vă revăd, să fiu alături de voi astăzi aici. Eu sunt medic specialist reumatolog în Iași și vă urez în continuare mult succes și tot binele din lume. Mulțumim, Claudia! Cristina Mihaela Baltag, medic specialist medicină de laborator. Bună, mă bucur să vă revăd. Sunt medic specialist în Brașov, căsătorită. Peste două luni o să vină și primul bebeluș. Și cam atât. Felicitări! Mulțumesc! Elena Cristina Bărbuță, medic specialist neonatolog. Este cu noi în sală. Bună ziua, mă bucur să vă revăd și să vă cunosc. Chiar astăzi am avut plăcerea de a vedea aici vecina mea de la etajul 4, cu care stăm de mulți ani în același bloc și să constat că am fost în aceeași an, nu știu dacă nu știu, în aceeași serie. Ce pot să vă spun? Că mă bucur încă o dată să vă revăd. În studenții am petrecut bine și că au fost evenimente plăcute și dragi și încă îmi amintesc cu plăcere. Sunt medic specialist neonatolog în Iași, încă, și aștept să petrecem diseară și să vorbim și să ne reamintim. Mulțumim! Dana Berbinski, medic specialist radiologie și imagistică medicală. Este cu noi? Da. Salutare tuturor, mă bucur să vă revăd pe toți. Pe unii îi cunosc, pe alții poate o să-i cunosc diseară la petrecere. Sunt medic specialist radiologie și imagistică medicală. Am făcut rezidențiat în Institutul Clinic Fundeni și momentan activez la Spitalul Județean Călăraș. E o specialitate foarte frumoasă, văd că deocamdată până la mine n-a fost nimeni. Îmi place ceea ce fac și mi se pare că specialitatea m-a ales pe mine mai mult decât am ales-o eu pe ea. Vă doresc mult succes în continuare și sper să ne vedem și peste alți 10 ani. Mulțumim! Mihaela Viviana Bercea, medic internist, este prezentă? Este, am văzut-o eu. Bună ziua! Salutări tuturor colegilor! Mă bucur foarte mult de revedere! Eu sunt medic specialist internist, lucrez în Botoșani și vă urez mult succes tuturor în continuare. Sper să ne vedem sănătoși peste 10 ani. Mulțumim, Viviana! Și Ștefan Tudor Bergea este și el, medic epidemiolog. Bine v-am regăsit după 10 ani. Eu sunt medic epidemiolog în spitalul din Botoșani și în spitalul din Dorohoi și vă doresc de seară petrecere plăcută. Mulțumim!
Beatriz Beșleagă, este medic specialist psihiatru. Este cu noi astăzi. O salutăm cu drag. Anda Bedirniche este prezent, am văzut-o. Vă salut, eu sunt medic specialist pediatru, am lucrat în Irlanda 2 ani, pe urmă m-am specializat în dermatologie pediatrică la Londra, sunt căsătorită și am un băiețel cu cei mai frumoși ochi albaștri. Ei, și acum colega noastră din organizare, Nicoleta Bobuțanu. Abia așteptam momentul ăsta. Și momentul din mâine, când se termină toată petrecerea. Și plecăm toți acasă. Sper mulțumiți. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor care sunt în această sală și au făcut timp să ne întâlnim. Despre mine, sunt medic psihiatru, fac diverse lucruri, cercetare, ambulator, gărzi, fac ce-mi place cu drag, stau foarte puțin pe acasă, am un copil extraordinar care este viața mea, Amalia se numește. Și cam atât. Sper data viitoare, când o să ne întâlnim, să organizăm tot noi? Nu, noi nu, nu? Nu, nu. Sper să putem să ne întâlnim peste 5 ani, peste 10 ani, cu aceeași încântare și cu aceeași nostalgie, nu? Da. Vă mulțumesc și distracție plăcută! Roxana Bocan, medic gastroenterolog, este aici. Da. Bună ziua, sunt Roxana Bocan, medic specialist gastroenterolog la Bacău. Am un băiețel de 3 ani și jumătate și cam atât. Vă urez distracție plăcută de seară și ne revedem peste 10, 20, 30 ani. Anca Bondarev, medic specialist pneumologie. Vă salut! Mă bucur să vă revăd. Sunt medic pneumolog Spitalul Județean Tulcea. Sunt căsătorită, am un copil de 4 ani și jumătate. Și vă urez mult succes, o viață echilibrată între viața de familie și carieră. Să ne vedem sănătoși peste 10. Mulțumim! Raluca Marinela Breban, medic specialist radiologie și imagistică medicală. Este aici. Uite că mai este un imagist. Bună ziua, eu sunt medic specialist radiologie și imagistică medicală la Spitalul de Copii, Sfânta Maria. Am un băiet. Nu s-auzi? Am băiețel de 5 ani și jumătate. Mai așteptăm și al doilea. Mulțumim! Daniela Borsan, medic specialist medicina muncii. Eu mă bucur să vă văd. Sunt medic specialist medicina muncii în cadrul Medicover București. Când aveți un prim București, vă aștept cu cea mai mare plăcere. Mă bucur să ne vedem și distracție plăcută să avem diseară. Mulțumim! Vlad Bredețean, medic specialist oftalmolog. Vlăduț, aici? Oricum eu urmez. Vlad, nu știu de ce n-a venit, eu știam că vine, e oftalmolog, lucrează în Iași, lucrează la Policlinica Industrială și la Policlinica de Recuperare, vine și la Regina Maria și are 2 băieței. Și soție, da. În rest, cam atât despre Vlad. Eu urmez. Sunt medic specialist medicină internă și gastro, mi le-am luat pe amândouă. Am încercat la un moment dat să mă întorc în Bacău,
nu m-am adaptat, după 8 luni m-am întors în Iași și mi-am făcut și buletin de Iași. Mă bucur că nu am fost după Irina, care a zis că e tot slabă ca în facultate. În rest, mulțumesc! Mulțumim! Daniela Buliga, medic endocrinolog, diabet, nutriție, cred că e pe lângă tine, nu? Eu văzusem. Din câte știu eu, nu. Nu cred că ajunge astăzi. O salutăm cu drag. Maria Teodora Burcoveanu, medic adictolog și de medicină muncii, nu este alături de noi. Adictolog? Nu știu. Cu adicțiile, dar nu știam să fie specialitate. Zici tu, Cosmin, că tu știi. Nu știam să fie specialitate, în fine. Mie nu funcționează asta. Vezi că ai dat prea mult. Dora Emilia Butnaru. Bună ziua, dragilor! Mă bucur să vă revăd. Mulțumesc foarte mult colegilor din organizare, extraordinar moment. Eu am emigrat, sunt în Irlanda, medic specialist obstetrică ginecologie. Am doi copii în poză, din păcate numai unul. Băiețel de 7 ani și gâza asta mică și rea. Și cam atât. Ne vedem de seară la petrecere. Abia aștept să ne distrăm. Alexandra Cadar, medic specialist psihiatru. Este prezentă? Este, am văzut-o eu. Bună ziua, vreau să vă salut și să vă spun că sunt foarte emoționată. Am așteptat cu drag această reîntâlnire. Și, da, într-adevăr, lucrez de 6 ani în Germania. Cred că, la momentul actual, dacă stau să mă gândesc, nu mai sunt 100% sigură că a fost decizia corectă, dar asta este. Cea mai notabilă realizare din ultimii 10 ani, în afara faptului că m-am căsătorit, este această întâlnire, participarea la întâlnire. Vă mulțumesc foarte mult și aștept să vă revăd. Mulțumim. Raluca Ionela Cantea, medic specialist pediatrie. Salutare tuturor, sunt medic specialist pediatru în Iași. Sunt căsătorită, am un băiețel de 3 ani și îmi place foarte mult ceea ce fac. Mulțumim. Anca Capotă, medic specialist medicină de urgență în București. Este aici. N-am foarte multe lucruri să vă zic. Sunt specialist în medicină de urgență în București, la Spitalul Municipal. Unii dintre voi mă văd aproape zilnic și colaborez, cu alții mă văd mai rar și mă bucur. Am un copil de 7 ani și cam atât. Bravo. Felicitări! Ilinca Câmpanu, medic specialist radiologie imagistică medicală. Ilinca este în Bucovina mea, după câte știu eu. Da, da. Bună ziua, eu sunt medic specialist radiologie imagistică, cred că deja al treilea până acum și mă bucur să văd că mai am colegi care au ales această specialitate. Am un copil de 2 ani jumătate și cu o parte din colegi colaborez la Suceava, deși ei nu știu asta. Și cam atât. Mulțumim, Ilinca. Lucian Ciobotă. Mă gândeam că vrei să vorbești pentru el. Medic psihiatru e în partea... Mai greu cu urcatul. Salutare tuturor, mă bucur că vă revăd. Sunt medic specialist psihiatru în Buzău. M-am căsătorit anul trecut, muncesc foarte mult și în timpul liber călătoresc, după cum puteți vedea și în poze. Și mă bucur să vă revăd. Mulțumim!
Gina Cohen, medic specialist medicină de familie. Muncesc în Israel, sunt căsătorită cu Iti, colegul nostru, avem 3 copii și el vă transmite salutări la toți. Are grijă de ei acasă. Cineva trebuia să se sacrifice. Ancuța Vasilica Condurache, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Bună ziua, mă bucur că suntem astăzi împreună. Eu sunt la București pe diabet și pe nutriție la Regina Maria. Sunt foarte pasionată de ceea ce fac, o fac cu plăcere, cu Otilia mai văd din când în când la câte un congres. Și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim. Mihaela Corlade Andrei, medic specialist medicină de urgență. Bună ziua tuturor, mă bucur tare mult să vă revăd. Sunt medic specialist medicină de urgență și îmi desfășor activitatea în cadrul departamentului de urgență al Spitalului Sfântul Spiridon. Dacă nu sunt în UPU, sunt pe ambulanța SMURD. Dacă nu sunt pe SMURD, sunt în dispecerat la 112. Dacă nu sunt nici acolo, sunt la universitate, unde sunt lector în cadrul disciplinei de medicină de urgență. Iar dacă nu sunt nici la universitate, sunt acasă cu Antonia, fetița mea de 6 ani jumătate. Vă mulțumesc! Mulțumim! Diana Petronela Cornea, medic specialist medicină de internă. Bună ziua! Sunt medic specialist medicină internă la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Sunt căsătorită și am o fetiță de 2 ani și 3 luni. Mulțumim! Lucrez ca medic specialist la Spitalul Județean Buzău. Am un băiețel de 7 luni jumate și mă bucur să vă revăd. Mulțumim! Ana Maria Cotlarciuc, medic specialist reumatologie. Unde ești, Ana, că te-am văzut? N-ai cum? Medic reumatolog în Iași, mă bucur să vă revăd și să cunosc colegi noi, noi și vechi în același timp. Și sper să ne revedem diseară, să povestim mai multe. Te așteptăm! Maria Dana Cosma, medic specialist gastroenterolog. Bună ziua tuturor! Sunt foarte emoționată să fiu astăzi aici cu voi. Mulțumesc colegilor organizatori. Vreau să-i salut și pe colegii grupei mele, pentru că am realizat că sunt singura din grupa mea și sper că se uită live. Ce pot să spun? Sunt căsătorită cu un medic cardiolog. Avem împreună un băiețel de 5 ani. Mi-am ales o specialitate foarte frumoasă, zic eu, gastroenterologia, și în momentan lucrez la Policlinica Providența ca și medic specialist gastroenterolog. Vă doresc mult succes și să aveți idealuri dintre cele mai mărețe și mereu pe cei dragi aproape. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum Lucian Crăcană, care este în Rădăuți, medic specialist neurolog. Am o senzație de deja vu când mă uit la voi. V-aș cunoaște parcă pe toți, dar totuși mai am scăpări. Cred că vârsta spune cuvânt, au trecut totuși 10 ani. Într-adevăr, sunt neurolog la Spitalul Municipal Rădăuți. Trag de Oana să o aduc și pe ea la Rădăuți, de aia nu vrea să vină. Ilin, ca să știi că știu că ești la Suceava. Mă bucur să vă văd și sperăm ca diseară să avem timp să împărtășim mai multe din amintirile chefurilor de la C10 sau din 1 mai. Mulțumim, Luciane! Carmen din la Crăciun. Bună. Da, mă bucur că nu m-ați strigat pe numele vechi. Mereu era strigat greșit. Sunt medic de familie, mediu rural, aproape de oraș, în Iași.
Am o fetiță de aproape 4 ani, foarte activă, zglobie, căsătorită. Mult succes mai departe tuturor și petreceri frumoase de seară. Mulțumim! Georgeta Crețu, medic specialist medicină de familie și colega noastră din organizare. Vă salut pe toți. Un moment foarte emoționant. Mă bucur că ați venit atât de mult. Este o etapă pe care am zis că nu trebuie să o ratăm. Eu personal am mai ars o etapă. N-am făcut întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului și am zis asta este a must have. Vă mulțumesc că ați venit. Despre mine, medic de familie, îndrăgostită de ce fac, cu fetiță. Și îmi doresc să ne revedem și la 20 de ani, poate număr mai mare. Mulțumim, Geta. Giga Ciprian Crețu, medic specialist radiologie și imagistică medicală. Bună ziua, dragi colegi! Îmi pare bine să vă revăd. Cu unii mă văd zilnic și mă băziți cu cazuri grele. Sunt pe imagistică, imaginativ, cum râd unii. Sunt căsătorit cu colega mea de grupă din facultate, da? Cu copiii de atunci. Avem o fetiță mare de aproape 12 ani și un băiețel. Lucrez intens în mai multe locuri și asta e avantajul imagiștilor de a fi nomazi, dacă vor, în mai multe locuri. Intens și permanent sunt la IRO, Iași, la oncologie, și îmi place ceea ce fac. Mulțumesc! Distracție plăcută de seară! Vladina Elena Crețu, medic primar medicină de familie. Îmi pare bine să vă revăd. Ce pot să mai zic, a zis soțul tot. Sunt căsătorită cu colegul de liceu, ulterior coleg de facultate. Avem o familie frumoasă, 2 copii minunați, sunt medic de familie, am fost plecați un an ca medic în Franța, am revenit, ne place mai mult acasă, lucrez și într-un centru de permanență și cam atât. Ne vedem de seara. Mulțumim! Laura Elena Crețu este medic specialist reumatologie, din păcate nu este astăzi cu noi. Știu că este medic specialist la spitalul din Dorohoi și o salutăm cu drag dacă se uită acum la noi. Elena Crihan, medic specialist dermatovenerologie. Mă bucur mult să vă revăd, chiar am așteptat cu nerăbdare această întâlnire, am renunțat și la un congres internațional de dermatoscopie pentru a fi alături de voi și... Lucrez în Iași la Providența, mai merg și la alte clinici private din jur, ca să zic așa, la Bacău și la Fălticeni și aștept să ne distrăm diseară. Mulțumim! Mihaela Cujbă, medic specialist nefrolog, este cu noi aici? Nu este astăzi, o salutăm cu drag și ne pare rău că nu a putut fi alături de noi. Marcela Mădălina Dan... Este aici? Nu este. Ei, și acum a fost a mea colegă de serie, Gabriela Curelariu. Să ne zici câteva cuvinte, Gabi. Mare drag, bună ziua! Mă bucur să vă revăd pe toți, neschimbați, aș spune chiar. Sunt medic specialist oftalmolog, lucrez aici în Iași, în sistem privat. Sunt căsătorită, am un soț minunat și am 2 copii care ne umplu sufletul și viața și mă consider un om împlinit. Alte detaliile le las pentru diseară, ca să nu dezvăluim chiar tot. Succes la toți și numai bine! Mihai Adrian Darie, michișorul nostru din Germania, medicul psihiatru. Ia să vedem ce ne spune. Da, mă bucur mult să fiu alături azi, alături de voi.
De obicei, ca psihiatru, sunt obișnuit cu discuțiile între patru ochi. Ok, am să fiu succint. După rezidențiatul de la Socola, mi-am continuat cariera de psihiatru în Germania și de anul ăsta conduc clinica de psihoterapie într-un orășel. Bun! Dan Dicu Șerban, medic legist. Sunt medic legist la Spitalul de la Focșani, orașul meu natal. Dedicat și implicat în activitatea profesională, căsătorit cu aceeași Alexandra pe care mulți dintre voi o știți din facultate, mă mir că încă mă mai suportă. De 4 zile s-au schimbat prioritățile, fiind proaspăt tată de 2 fete. Mulțumesc! Daniela Drăgan, medic specialist endocrinolog, este cu noi? Din păcate nu. Diana Ramona Dragomir, medic specialist nefrolog, e aici. Salut tuturor, mă bucur să vă revăd. Pe unii dintre voi vă știu, pe unii, no way. Eu sunt nefrolog la Spitalul Universitar din București și vă urez succes tuturor. Mulțumim. Ionuț de Agostin, medic specialist chirurgie generală. Mă bucur foarte mult să vă revăd. Mulți dintre voi, mă uitam, nu v-ați schimbat prea mult. Alții, cred că nu vă cunoșteam, de asta nimic nou. Ce să spun despre mine? Pot să spun că după 10 ani sunt realizat din toate punctele de vedere. Am, așa cum se vede și în poze, o familie minunată, o soție și două fete. Din punct de vedere profesional, sunt medic specialist la Brăila, orașul natal, unde este foarte bine. Mă bucur, sper să ne vedem și peste 10 ani sau și mai repede. Mult succes! Mulțumim! Oana Alexandra Durac este aici. Salutare tuturor! Eu sunt medic specialist diabetolog la o clinică privată din Bacău. Pe plan personal, nu sunt căsătorită, nu am copii. Vă doresc tuturor succes, multe succese pe toate planurile. Mulțumim! Diana Enache, medic specialist obstetrică ginecologie. Știu că lucrează în Brașov și nu a putut fi alături de noi astăzi. O salutăm cu drag! Ioana Iene este prezentă aici. Salutare, dragi colegi! Mă bucur tare mult să vă revăd. Fețe noi, altele neschimbate. Le mulțumesc pe această cale și organizatorilor și mă bucur că ne-ați contactat chiar și pe cei care suntem un pic mai departe. Pe plan profesional, după ce am terminat facultatea, am luat drumul Bruxellesului, unde am făcut rezidențiatul. Actualmente sunt medic specialist pediatru în regiunea germanofonă a Belgiei. Sunt căsătorită. Am 2 copii, o fetiță de 3 ani și jumătate și un băiețel de 6 ani și restul vom depăna diseară, unde vă doresc distracție plăcută. Mulțumim! Înapoi. Am sărit un coleg foarte important care a venit de departe, Najar Esmet. O să stau în față. Bună ziua tuturor, mulțumesc că sunteți aici. Cred că sunteți norocoși că nu vorbesc în limba arabă sau ebraică, altfel vă țin aici o oră. După ce am plecat de anul 2008, n-am mai fost în România niciodată și n-am mai vorbit românește deloc, așa că mă cânuiesc și cred că rup dinții ca să vorbesc acum. Și emoțiile sunt tari și mari. Am vrut să zic că când am venit în prima dată în 2008, toți colegii, mai ales străini, m-au spus: „Mai Ismet, tu vorbești bine engleză, de ce nu faci
în limba engleză. Spuneam, cred că eram deștept când eram mic, că în orice țară ajungi, cred că o să trebuie să vorbesc limba țării. Așa că am ales să învăț în limba română și am făcut anul de gătător la Universitatea de Elcuza și cred că bine am făcut, așa că v-am câștigat. Cred că am câștigat o țară foarte frumoasă, foarte minunată, am câștigat o limbă foarte frumoasă și cred că am făcut o medicină foarte bună. Nu să vorbesc despre bine mai mult, ca totul cred că scrie aici și oricum să mai discutăm seara asta, dar am vrut să zic, tot scrie aici, anul 5, proful de pediatrie care m-a pus nota nouă, că spunea că sunt mai slăbuț decât Utilia, că a luat 10 și nu știa că sunt străin. Și spunea, m-a întrebat cum te simți aici în țară. Spuneam că mă simt acasă mai mult ca acasă, așa am simțit, așa simt și acum. De asta am fost foarte trist că echipa națională nu a ajuns în mondial. Am fost foarte bucuros că Simona Halep a câștigat în sfârșit Grand Slam de Franța sau de Roland Garros. Am ajuns aici în România, am venit spre București cu mașina și am făcut un filmuleț mic joi când am intrat spre București și când am ajuns la facultate. După aia cred că am oprit plin castraze și am plins un pic. Nu cred că am mai multe de spus decât vă mulțumesc tuturor, mai ales colegii care ne-au ajutat anii întâi și anii doi. E foarte greu ca să fii în țara străină și cu limba străină și cu tot ce este în jur. Cred că am avut o prietenie foarte bună în țara voastră. Aveți o țară foarte frumoasă și am un mesaj pentru voi. Nu știu dacă sunt toți de acord cu mine, dar încercați să nu părăsiți țara. Că altfel, dacă voi medici și ingineri și oameni de știință care părăsesc țara, nu știu cui e lăsat țara voastră. Aveți o țară foarte frumoasă, așa că cred că cel puțin voi trebuie să fiți o generație care țină țara asta și poate o să fie mult mai bine pentru copiii voștri. Vă mulțumesc, v-am pupat, mersi frumos și haide România! Mulțumim. Elena Făinoiu, medic specialist de laborator, este aici. Salutare! Mă bucur mult să vă revăd. Felicitări tuturor pentru realizări. Despre mine, sunt medic specialist medicină de laborator la Spitalul Municipal Adjud. Am o familie frumoasă, dar cea mai importantă realizare a noastră sunt cele trei fetițe, prințese, aș spune eu, două fetițe de 6 ani și încă una de 2 ani jumătate. Mulțumesc! Mulțumim! Da. Salutare, mă bucur că vă întrebăt astăzi pe majoritatea. Până lângă povestea frumoasă spusă de Alice, eu mai completez doar că sunt medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul de Urgență din Focșani și dacă Elena încă mai este neonatolog în Iași, poate pe viitor vine în Focșani, că avem nevoie mare de tineri specialiști sau orice post se dorește, la Focșani se găsește. Ana Maria Filip. Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Sunt radiolog și lucrez într-un spital din regiunea pariziană și cam atât despre mine. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum, doi colegi, dragi nouă, Carmen Raluca Frăsinescu. Te rugăm să ne zici câteva cuvinte. Ziua. Eu sunt medic de laborator. M-au zis, nu?
Puțin mai aproape microfonul. Sunt medic de laborator în Franța, în San Rafael Frejus, pe coasta de Azur mai exact, unde este și soțul meu care se va prezenta ulterior și unde am și născut în urmă cu 3 luni băiețelul nostru, David Alexandru. Cea mai mare realitate. Mulțumim! Și că ați făcut efortul mai să veniți aici. Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă revăd. Sunt urolog în Franța, lucrez acolo de 8 ani. Îmi place ceea ce fac și mă bucur tare mult să vă revăd și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim! Dumitrița Gafencu și mai multe detalii, nu știu nici eu. Da? Eu sunt amândoi medici în Germania. O să vină de seară la petrecere. Au avut motive să nu fie acum. Și Dumitrița și Laurențiu. Îi așteptăm cu drag. Bogdan Ștefănel Gașpar. L-am văzut. Mulțumesc. Salutări tuturor. Mare bine să vă regăsesc. Despre mine, cred că întâi familia. Am o familie frumoasă, sunt căsătorit în 2013. Am un super copil, băiețel, cu ochi la fel de albaștri ca colegii de mai înainte. Profesional, am început rezidențiat în chirurgie ortopedică în România în 2008. Am părăsit țara în 2010. M-am plimbat prin Belgia, Elveția și Franța, iar acum lucrez în sudul Franței, în Gras, ca medic specialist în chirurgie ortopedică. Și vă doresc tuturor să, cred că e unul dintre secretele fericite, să vă găsiți echilibru între muncă și restul vieții voastre. Mulțumim! Emanuel Robert Gavriluc, lângă colegul nostru Gașpar, este medic specialist, radiologie și imagistie medică. Bună ziua! Medic specialist radiologie imagistică la Spitalul Județean Botoșani, cu pregătire pe neuroradiologie intervențională în Franța. Am ales să mă întorc în țară, mai mult determinat de familie. Am o fetiță de aproape 4 ani cu ochi verzi, dacă interesează. Mulțumim! Emanuel Robert Gavriluc. L-am prezentat eu. Așa. Luminița Gabriela Gheorghica, medic specialist psihiatru, pedopsihiatru. Bună ziua tuturor, mă bucur să revăd Iașu și pe voi după 10 ani. Sunt medic specialist psihiatrie pediatrică și psihoterapeut de cuplu și de familie. În prezent lucrez în București și sunt căsătorită și am un băiețel de aproape 5 ani. Sergiu Gheorghiță. Da, în ciuda aspectului paginii și a lipsei informațiilor de acolo, nu lucrez în servicii. Sunt medic specialist anatomopatolog. Am terminat rezidențiatul în București, lucrez în București, la Spitalul Sfântul Ioan, imediat după ce am terminat rezidențiatul. De un an de zile lucrez și la o clinică privată și cam asta e. Și vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie, cât mai puține probleme și cât mai multe realizări în viața profesională. Dana Florina Gheorghiu, medic ginecolog în Belgia. Știe cineva să ne spună câte ceva despre ea? Dora. Dănuța vă salută pe toți. Din păcate nu poate fi aici, din fericire e proaspătă mămică de 2 săptămâni, al doilea băiețel. Și, după cum v-am zis, vă salută pe toți. Mulțumim! Andreea Gherasim, medic specialist diabet.
este cu noi. Salutări tuturor! Sunt diabetolog și cadru medical la OMF Iași. Nu sunt căsătorită, nu am copii. Felicitări și vă doresc tot binele de lume tuturor! Roxana Nicoleta Gheasim. Bună ziua! Mă bucur să ne revedem astăzi. Sunt medic specialist dermatovenerologie la Spitalul Municipal din Dorohoi, orașul natal al soțului meu, nu al meu. Așa, și avem o fetiță în vârstă de 6 ani și jumătate. Mulțumesc frumos! Tiber Iulian Gherasim, soțul doamnei, specialist medicină internă. Sunt căsătorit cu Roxana Gherasim din 2009. Avem o fetiță din 2011. Sunt medic specialist medicină internă la Spitalul Municipal Dorohoi. Am colegi din aceeași serie care colaborez la spital și mă bucur că mă aflu aici și vreau să felicit colegii pentru organizare. Mulțumesc! Irina Elena German, medic specialist. Colega mea de grupă. Nu am pus toate informațiile. Sunt medic specialist pe boli infecțioase. Lucrez la Vaslui împreună cu alți colegi care sunt în sală. Vă doresc multă baftă în continuare și distracție plăcută în seara asta. Mulțumim, Irina. Mai era cineva? De înapoi, te rog. Cristina Elena Ghilan este alături de noi. Nicoleta Gimică. Salutare tuturor! Sunt medic specialist pediatru la Spitalul de Copil din Iași și asistent universitar la UMF Iași. Am o fetiță de 6 ani cu cei mai frumoși ochi albaștri, că tot ne batem aici în ochi albaștri, dar au fost mai băieți până acum. Vă doresc succes tuturor în tot ceea ce faceți și să ne vedem cu bine și peste încă 10 ani. Iuliana Marilena Grecu, medic specialist medicină de familie, este... Bună ziua! Mă bucur să vă revăd. Sunt de 5 ani medic de familie în Iași. Am 2 copii, un băiețel de 7 ani care tocmai a absolvit clasa pregătitoare, mai ceva ca Harvard sau Oxford, și o fetiță de 4 ani. Succes tuturor și distracție plăcută de seară! Mulțumesc! Maria Sorina Grigorescu, medic specialist medicina muncii. Eu n-am zărit-o și probabil este plecată din țară. Apoi avem pe colega Elena Roxana Grigoriță, medic specialist endocrinolog. Nici ea nu este. Trecem mai departe atunci. Codrin Grozavu, nici pe ea nu l-am văzut. Medic... A, este, ba da, scuze. Chiar aici lângă mine. Bună ziua. După cum vedeți, și eu am... emigrat la Botoșani și activez în cadrul compartimentului de orele pediatriei din cadrul Spitalului Județean. Sunt căsătorit cu imagine alăturată. Avem împreună 2 copii, un băiat blond, creț și cu ochi albaștri și încă o fetiță. Și ne vedem diseară. Da, eu sunt imaginea alăturată. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă revăd. Codrin a zis esențialul, a vorbit despre cei 2 copii ai noștri, Alexandru și Eva. Eu sunt medic specialist endocrinolog sau doctorul de glandă. Lucrez la Spitalul Municipal Dorohoi, colaborez cu clinicile private din Botoșani, muncesc cu drag, mă bucur de viață. Vă doresc să fiți sănătoși, să trăiți în echilibru și să ne vedem cu drag. Mulțumesc!
Chiar am dat amândoi odată Cosmin. Ioana Gunea, medic specialist medicină de familie. Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur să fim alături după 10 ani. Eu sunt medic specialist medicină de familie în Bacău. Sunt căsătorită, am doi copii, o fetiță de 10 ani și una care astăzi am plinit 5 ani. Am o familie minunată, mulțumesc și mult succes tuturor! Distracție plăcută de seară! Elena Ramona Guraliuc, șef UPU SMURD din Botoșani. Oho. Bună, emoțiile sunt foarte mari. Acum 10 ani am mulțumit colegilor, profesorilor și mamei care mi-a fost alături. Acum m-am hotărât să mulțumesc divinității pentru că ne-a adus aici frumoși, tineri și sănătoși și mulți. Și îi mulțumesc de asemenea că în cei 10 ani mi-a oferit surprize plăcute, zic eu. Doi copii minunați, o specialitate cu care mă mândresc și de o lună de zile, într-adevăr, sunt, nu șef, zic eu, lider al serviciului de urgență în cadrul spitalului Mavromate Botoșani. Și mă rog și sper de asemenea ca planurile lui cu mine și cu voi să nu se oprească aici. Mulțumim. Vă urez petrecere frumoasă. Diseară nu voi putea fi, din păcate, alături de voi datorită unui program alert. Mulțumesc. Emilia Hanță, medic primar medicină de familie. Bună ziua tuturor. Mulțumesc că vă revăd. Sunteți neschimbați și frumoși ca întotdeauna. Sunt medic primar medicină de familie și, apropo de primar, văd că mai e o colegă primar, specialitatea fiind de scurt timp, mi-a dat posibilitatea să dau și acest examen și vă urez tuturor și voi care veți susține anul acesta sau pe viitor primariatul, mult succes! Sunt medic în Galați, orașul meu natal, sunt căsătorită, am o fetiță minunată de 5 ani și jumătate care are ochi albaștri, părul ondulat natural. Pozele nu s-au putut încărca din motive tehnice, dar poate le voi încărca pe grup să vedeți și minunea mea mică. Poate pe viitor ne vom revedea cu drag, poate peste 5 ani și nu peste 10 și să o ținem tot așa din 5 în 5. Mi-a părut bine, felicitări organizatorilor și petrecere frumoasă de seară, să ne dansăm împreună. La revedere! Mulțumim! Roxana Haragea, medic specialist obstetrică ginecologie. Da, ginecolog în București, recunosc că am întârziat la curs, că am facultate. Da, și să ne vedem de seară la petrecere. Laura Herețiu, medic specialist reumatolog, este cu noi astăzi. Ligia Huțuleac, medic specialist medicină internă. Bună ziua, eu sunt medic specialist medicină internă, sunt medic rezident cardiologie, îmi place să fiu rezident, așa că am zis, mai facem una. Sunt căsătorită și am o minune de băiat. Mulțumim! Lori Gianina Huțuleac, medic specialist medicină internă. Lori este în Israel, în orașul Haifa. Nu a putut fi alături de noi astăzi, însă vă salută pe toți cu drag. Oana Silvia Iacob, medic specialist pneumolog. Mulțumim pentru ajutorul acordat datelor colegilor. Cu mare drag. Sper că data viitoare vom fi mai mulți. Ce să vă spun? M-am mutat în Piatra Neamț după ce am terminat rezidențiatul. Sunt pneumolog. Mă bucur foarte mult de alegerea pe care am făcut-o. Sunt foarte mulțumită acolo. Nu m-am căsătorit, n-am copii. În schimb, mi-am descoperit noi pasiuni. Dacă nu sunt plecată, eu știu, în străinătate, sunt undeva pe o stâncă agățată.
Am văzut pe Facebook. Da. Sper să ne distrăm diseară cu toții. Sper că nu ne-am schimbat foarte mult așa ca stare de spirit. Eu am rămas aceeași Mandy, cred, care și-o amintesc, mai ales colegii din fosta serie B. Și să ne revedem cu mare plăcere, zic, poate chiar peste 5 ani, dacă nu 10. Da. Cristian Daniel Ilie, medic specialist, anatomopatolog. Salutare, sunt specialist anatomopatolog la Comănești, Bacău, și aștept să văd, vreau să văd dacă e vreun culoar de seară, un hol, un chef pe palier, ceva, facem? Distracții plăcut oricum. Ioana Ionașcu. Salut! Mă bucur foarte mult să vă văd. Deci am și o meserie. Bine, în primul rând, cred că toți suntem oameni. Asta este cel mai important în meseria asta și de asta am considerat că restul poate varia. Asta ar trebui să fie tot timpul. În primul rând, salut mama și tata care sunt în live. Da, păcat că nu puteți fi aici, că este foarte frumos la ea și... Da, deci sunt specialist în medicină internă și cam într-o lună sper și pe gastroenterologie dacă iau examenul. În rest, nu sunt căsătorită, n-am copii, dar am un prieten care vine cu mine oriunde, cu toate că nu înțelege română, dar el se simte bine. Vă mulțumesc și sper să ne vedem diseară. Mulțumim! Luminița Roxana Ionescu, medic specialist chirurgie toracică. Bună! Să văd într-un număr așa de mare, pe unii dintre voi veniți chiar din țări străine. Cu mulți dintre voi colaborez, sunt încă medic specialist chirurgie toracică încă în Iași, la Spitalul Sfântul Spiridon. Am o familie minunată, soțul meu Bogdan, băiatul meu Adrian, de 5 ani, care nu m-au părăsit nici aici. Vă urez succes, toate realizările care le doriți să se împlinească și vă doresc o distracție plăcută de seară. Mulțumim! Oana Ioniță, medic specialist psihiatru la Spitalul din Piatra Neamț. Este cu noi? N-am zărit-o. Apoi Delia Elena Iordăchioaia, medic de familie. Nici ea. Tiberiu Ștefan Iordache, medic specialist gastroenterologie. Bună ziua, dragi colegi, chiar mă bucur să vă revăd. Privindu-vă și ascultându-vă, chiar îmi dau seama că deocamdată timpul a trecut în favoarea noastră. Nu știu cât o să mai țină chestia asta. De asta ce-mi doresc, că de fapt vă doresc și voi, este să ne vedem la fel de tineri și peste 10 ani. Dacă organizatorii au de gând să se implice la fel, poate și la 2-3 ani. Adică am putea să facem chiar și anual chestia asta, da? Nu știu acum, e pe timpul vostru. Încă o dată vreau să vă spun că mă bucur și mă bucur și mai mult de faptul că sunteți foarte mulți care ați rămas în țară, ceea ce pentru mine e un lucru super și îmi dau seama că și generația asta poate să facă ceva și chiar are capacitatea să schimbe. După cum spunea și colegul străin, nu plecați, nu plecați că e nevoie de noi aici. Vă mulțumesc! Mădălina Iosub, medic specialist medicină de familie. Bună ziua tuturor! Sunt medic de familie în Onești. Nu este orașul natal, eu sunt din Moinești.
Sunt căsătorită și am un băiețel de 5 ani jumătate. Petrecere frumoasă de seară! Mulțumim! Raluca Eugenia Iorga, medic specialist oftalmolog. Bună ziua, mă bucur să vă revăd și că am putut fi aici. După cum scrie și acolo, sunt medic specialist oftalmolog la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Am fost plecată o perioadă în Franța, dar m-am întors. Pe unii dintre voi am norocul să vă văd mai frecvent. Pe plan personal, sunt căsătorită și săptămâna viitoare aștept un băiețel. Felicitări! Ileana Mirela Iuga, medic specialist neurologie. Este sigur pe aici pe undeva? Salutare tuturor! Lucrez la Spitalul Borșa din Maramureș, m-am întors acasă, sunt căsătorită, sunt și preoteasă, sunt mama a doi băieți de 8 și de 3 ani. Mult succes tuturor! Raidisa, medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Așteptam cu emoții să vă vorbesc. Contrar colegilor mei care au părăsit țara, eu am refuzat să plec din România. M-am îndrăgostit de meleagurile voastre. Mama e româncă, tata e arab și am trăit acolo copilăria mea. Dar atât de tare m-am îndrăgostit de România, vorba lor, avem o țară frumoasă. Nu mai spun aveți, avem o țară frumoasă, că mă simt unul dintre voi. Țara asta m-a dăruit o mamă, o soție, doi copii și o diplomă la care mă bucur foarte, foarte mult de ea. Și am ales să slujesc frumusețea acestei țări și de asta vă doresc să fiți tot timpul tineri și frumoase. Să rămână, vă pup! Mulțumim! Victor Jitaru, medic specialist legist, este cu noi, Victor? L-ați văzut? Nu. Apoi Sebastian Ajescu, medic specialist, medicină de familie. Nicia? Nu este cu noi. Cristina este, Cristina Jufă, medic specialist reumatolog. Bună ziua, sunt medic specialist reumatolog la Spitalul CFR din Galați și lucrez și în privat. Sunt căsătorită, am doi copii, unul de aproape 9 și unul de 5 ani jumate și vă aștept diseară să petrecem împreună. Anca Lazar, medic specialist anestezie și terapie intensivă. Bună tuturor! Sunt căsătorită, am doi copii mari, un băiat de 12 ani și o fată de 9 ani și jumătate și profesez din 2011 la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, întâi ca medic rezident, apoi ca medic specialist anestezie și terapie intensivă și încă rezist, cred că. Încerc, cam asta. În timpul liber de multe ori dorm după gărzi și când mai am timp mă mai plimb în alte țări. Mulțumim! Irina Lazar Braga este alături de noi. Loredana Nicoleta Lazariuc este medic specialist în nefrologie și din păcate mi-a transmis că nu poate fi alături de noi astăzi. Izabela Ioana Login, medic specialist boli infecțioase. Bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem cu toții aici. Felicitări în primul rând organizatorilor pentru tot efortul lor. O întâlnire emoționantă și văd că cu toții suntem frumoși, însoțiți de cei dragi, parte dintre noi suntem deja cu familiile lângă noi. Lângă mine este Maria, fetița mea de 6 ani. Acasă mă așteaptă David și soțul meu. Sunt medic specialist boli infecțioase și asistent universitar la disciplina de boli infecțioase în cadrul UMF Iași.
și să ne vedem cu bine și peste 5 sau 10 ani. Vă mulțumesc! Mulțumim! Elena Cristina Lucaci, medic specialist radiologie și imagistică medicală. Florin Lupu, medic specialist urolog. Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur că ne revedem în condițiile astea aici astăzi. În ultimii 10 ani m-am căsătorit cu colega noastră, Cătălina, o soție deosebită și răbdătoare, cu care avem împreună două fete. Eu sunt urolog în Bacău și vă doresc succes și distracție plăcută de seară. Mulțumim! Se pare că tu urmezi. Bună ziua! A, nu! E Lungu! Păi atunci o lăsăm pe Marcelino Lungu să ne spună câteva cuvinte despre ea. Nu, eu am presupus că-s după soțul meu. În regulă, bună seara, ziua, mă bucur să vă văd. Soțul meu este minunat, mi-a zis să zic asta, așa că încep, așa. Am doi copii și sunt medic specialist nefrolog în Moinești, unde lucrez cu o parte din colegii mei de ani, ceea ce mă încântă. Și cam atât, distracție plăcută. Mulțumim! Simion Marcel Lungu, medic specialist psihiatrie. Bine v-am regăsit. Vreau să vă spun că bucuria revederii amplificată de faptul că îmi lipseau multe informații legate de voi. Nu am Facebook. Da. În cei 10 ani ne-am realizat destul de multe, o familie, o specialitate, ne-am distrat cu colegii, după cum se vede. Am rămas în Iași. Activez pe raza județului, la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani și în cabinetul privat din oraș. Să fiți sănătoși, să realizați cât mai mult în continuare și nu uitați să zâmbiți. Cătălina Lupu, care și-a spus cuvântul. Apoi Ramona Smărândița Macovei, medic specialist geriatru. Se pare că nu este. Iuliana Marian, pneumolog. Da. Este în spate. Despre mine, colegii mai apropiați știu că am început cu Facultatea de Teologie, care mi-a adus o perspectivă importantă în viață. Facultatea de Medicină a fost asociată cu un serviciu lung și greu. Prin urmare, cred că m-ați văzut toți ca și colegă, având în vedere că alergam dintr-o grupă în alta, dintr-o serie în alta, de la un curs la altul. Sunt pneumolog acum, am un copil de un an și două luni. M-am născut în Iași și am rămas în Iași, dar dintre toate informațiile pe care le-am auzit astăzi de la voi, cel mai mult cred că mi-aș fi plăcut să aud de la colegii din străinătate dacă primesc musafiri. Și colegul nostru, Cristian Mârțu, îl rugăm să ne adreseze din nou câteva cuvinte. Mulțumesc. Să știți că noi vă așteptăm și acasă, dacă aveți drum prin țară, cei care sunteți plecați, oricând cu drag. Și profesia de... Am activitate la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași, sunt medic specialist ORL de câțiva ani, lucrez și la Universitatea de Medicină și Farmacie, sunt șef de lucrări, am grupe de studenți, de engleză, de română, de ceva înnebunitor. Însă, sigur, în ultimii 10 ani, probabil cel mai mult și mai mult mă mândresc cu familia. Am doi copii extraordinari. Ilinca are aproape 5 ani, Victoraș aproape 2 ani. Și am și o soție minunată, cu care suntem împreună de foarte multă vreme, tot din liceu, dar căsătoria s-a întâmplat în ultimii 10 ani.
Și despre mine cam atât. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Carmina Maxim, medic specialist medicină internă, este cu noi astăzi? Lăcrămele Elena Mazăre, medic specialist geriatrie, gerontologie. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă revăd. Sunt plecată de 4 ani de zile în Franța și, ca să-i răspund colegii mele, o aștept cu drag. Mă bucur foarte mult ceea ce fac și mi-aș dori mult să mă întorc în țară, să fac măcar jumătate din ceea ce fac acolo. Vă mulțumesc! Florentina Melinte, am văzut-o. Bună ziua! Sunt foarte emoționată și bucuroasă că vă văd pe fiecare dintre voi. Pentru mine, ultimii 10 ani au fost extrem de solicitanți profesional. Am experiența muncii într-o companie multinațională pharma. Viitor medic specialist, sper, pe recuperare medicală și asta îmi dă încredere că îmi voi păstra mobilitatea articulară să ne vedem și la 20, și la 30, și la 50 de ani. Sunt necăsătorită, n-am nici copii. Mulțumesc organizatorilor, v-ați descurcat excepțional și să ne vedem cu bine de seară. Mulțumim. Nu știu ce, eu nu apăs. Eram la litera M. Așa, aici. Și Loredana Elena Miron este alături de noi. Bună ziua, dragi colegi! Sunt foarte emoționată și bucuroasă în același timp că mă aflu astăzi aici cu voi și poate nu întâmplător că mă aflu exact în aceeași sală unde am și dat admiterea la facultate. De aici pot să zic că a fost primul pas în startul meu ca medic. Mă bucur că m-am întâlnit cu colegi care m-au ajutat foarte mult în formarea mea ca om, în primul rând. Despre mine pot să zic că sunt o patriotă convinsă. Am emigrat doar până la Fălticeni, din Iași la Fălticeni. Sunt și o familistă convinsă, am 3 copii și profesez ca medic de familie în județul Suceava, în rural. Și pot să zic că medicina de familie m-a ales pe mine, nu eu pe ea, și îmi place foarte mult ceea ce fac. Mulțumesc! Mulțumim! Ei, și acum, Cosmine, să ne zici și tu câteva cuvinte. Mă bucur să vă revăd. Ce să vă zic, sunt specialist psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola. Datorită faptului că n-am familie, m-am mai apucat de o specialitate, mi-am terminat doctoratul și copiii nu știu să am deocamdată. Probabil ar fi apărut odată cu specialitatea și cu salariul acesta. Urmează să-i fac. Mulțumim! Vlad Andrei Moisescu, medic specialist ortoped și traumatolog. Oana, hai să vedem. Băieții speră să-ți sară cusăturile de la Rocky, probabil. Salutare! Eu sunt Vlad Moisescu. După absolvire am ales drumul oaselor, se poate vedea. Lucrez în inima munților, la Azuga. În momentul de față locuiesc la Brașov. Vă doresc succes, sănătate și multe realizări profesionale. Mersi! Mulțumim! Diana Mocanu, medic pediatru. E,
Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Sunt medic pediatru la Sfânta Maria în Iași, la Clinica 1, lucrez într-o echipă foarte unită. Specialitatea mea îmi permite să mai copilăresc. Sunt foarte mândră de ce am ales. În acasă am o familie minunată. Eu n-am vrut să plec, l-am adus din Belgia aici. Îi place foarte mult. Văd că nu vrea să plece, sperăm să mai rămânem. Am o fetiță minunată de un an jumătate care ne-a umplut viața de bucurii și casa de jucării. Vă doresc mult succes și multă fericire în continuare. Maria Mirabela Munteanu, medic primar medicină de familie. Mă bucur să vă revăd pe toți. Sunt medic de familie la 70 de kilometri de Iași, fac naveta. Între timp m-am căsătorit și am un băiețel în vârstă de 3 săptămâni, cu ochi albaștri. Și cam atât. Răzvana Munteanu Dănulescu, medic specialist gastroenterolog. Bună ziua, mă bucur să vă văd, mă bucur că sunt prezentă azi. În primul rând mulțumesc organizatorilor că au făcut posibil acest eveniment. Eu sunt medic gastroenterolog specialist în Franța. Îmi place foarte mult ceea ce fac, dacă ar fi să aleg încă o dată tot acea specialitate, aș alege. Și cea mai mare realizare a mea din cei 10 ani este fetița noastră de 2 ani, Maria. Mersi și mult succes în continuare! Elena Rodica Murguleț, medic specialist oncologie medicală. Medic specialist oncologie medicală la Institutul de Oncologie din Iași. Din fericire păstrez prietenia și colaborarea multor colegi din an. Mă bucur să vă revăd pe toți și sper să nu aveți nevoie de mine niciodată. Andreea Georgiana Neagu, medic pneumolog la Vaslui, e cu noi. Irina Nechita, medic specialist medicină internă nefrologie. Anca Daniela Necula, medic specialist medicină de familie. Bună ziua tuturor, mă bucur să vă revăd. Eu m-am întors în orașul natal, Piatra Neamț, unde sunt medic de familie. Vă mulțumesc și mult succes în continuare. Mulțumim. Adrian Necula, medic specialist anestezie și terapie intensivă. Vreau să vă salut și mă bucur că văd atâta gravide în sală. Dacă întâmplător treceți prin Buzău, avem o maternitate nouă și frumoasă, condiții hoteliere foarte bune, asemănătoare cu privatul și suntem o echipă anestezico-chirurgicală foarte bună. Sunt anestezist de aproape 2 ani acolo la maternitatea din Buzău. După ce m-am întors în România, o perioadă am trăit și am studiat în Israel. Din păcate nu m-am întâlnit cu colegii mei, deși stăteam la vreo 100 de kilometri distanță, poate cu proxima ocazie. Am terminat în Iași și am fost și cadru didactic aici, am ales anestezie, terapie intensivă, am fost coleg cu o parte dintre voi la Fundeș și ulterior la Shiba Medical Center lângă Tel Aviv. Sfatul meu e, iubiți-vă mult, faceți copii, condițiile sunt bune în maternitate și încă nu m-am căsătorit și tot așa nu știu să am copii și să ne vedem cu bine la petrecere. Teodora Niculescu, medic psihiatru, n-am văzut-o astăzi, o salutăm și trecem mai departe. Otilia Niță, medic specialist diabet, notiție. Bună
ziua, dragi colegi, iertați-mi vocea, am 3 zile de când sunt extrem de răcită. Cea mai mare bucurie pentru mine este să vă văd astăzi. Emoțiile nu au apărut decât azi dimineață. Îmi place că suntem la fel de tineri, eu cel puțin când mă uit în sală sau când mă imaginez pe mine, mi se pare că suntem la fel, doar văzând pozele îmi dau seama cum au trecut cei 10 ani. Acești 10 ani au trecut ca o clipă. Îmi doresc să ne revedem la 15 ani, să fim la fel de frumoși ca și acum, să ne mândrim cu ceea ce am realizat. Pentru unii dintre noi sunt importante cariera sau familia sau prietenii sau nu știu ce, dar important este să ne simțim împliniți. Am ajuns la concluzia că în viață trebuie să fim sinceri cu noi înșine, trebuie să fim sinceri cu cei din jurul nostru și cred cu tărie că atâta vreme cât facem ceea ce ne place, cât nu ne mințim pe noi, atunci sigur că tot succesul va fi de partea noastră. Cea mai mare realizare a mea nu este nici cariera, ci este copilul meu. Circulă o poveste despre mine, că mă chema Ioniță, cam să mă căsătoresc cu cineva pe care o să-l cheme Niță, evident, era după ce m-am căsătorit, dar că fetița mea se va căsători cu un chinez pe care o să-l cheme Ță. Ea a vorbit chineză până pe la 2 ani, acum vorbește chipurile românește, chineză adică bebelușească. Vreau să ne distrăm foarte tare diseară, voi uita că am săptămâna viitoare primariatul. Mă bucur foarte tare că văd cum unii colegi lucrează chiar în Spitalul Sfântul Spiridon, dar de fapt sunt tristă și mă învinovățesc că nu știam asta până acum. Și îmi doresc să reînnodăm prieteniile pe care le-am avut în facultate și de ce nu să creăm relații de lucru între noi pentru, nu știu, împlinirea noastră maximă. Vă mulțumesc! Elena Roxana Novac, medic endocrinolog. Prezent! Și mă bucur să spun prezent alături de voi, așa de mulți, după 10 ani. Da, sunt un doctor de glandă, la fel ca Ilinca, la spitalul din Moinești. Eu după 10 ani zic că sunt mai bogată, am un soț și a făcut cineva milă. Am 2 copii minunați, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 10 luni. Am mai mulți prieteni. Am mai multe călătorii la activ și cred că am și mai mult chef de distracție diseară, așa că să petrecem, zic. Lăcrămioara Cristiana Nuță, medic specialist cardiolog. Bună ziua tuturor, mă numesc Lăcrămioara Nuță, sunt medic militar cardiolog în cadrul Policlinicii MEAI din București. Lucrez în paralel și la o clinică privată tot în București. Nu să am te rugăm să te întorci un pic cu fața spre cameră. Acolo. Așa. Lucrez în paralel și la o clinică privată în București. Nu am copii, dar de astăzi văd că e la modă. Vreau și eu un băiețel blond cu ochi albaștri. Mai ales că au crescut salariile, vorba colegului. Felicitări pentru organizare și distracție faină diseară. Stella Andreea Ojog, medic specialist medicină de familie, este aici? Nu este. Trecem la următoarea persoană, Cristian Onofriciuc, medic de familie. Nici el? Unde? Ah. Nu vrei să vorbești? Bună ziua, îmi pare bine să vă văd. Pe unii cunosc, la fel pe unii nu-i cunosc. În ultimii 10 ani am călătorit foarte mult, având în vedere că de 4 ani de zile lucrez pe vapoare de croazieră. Ultimul an am găsit pe cineva în Bali și sper și eu la un copil cu ochi albaștri. Mulțumesc și ne vedem de seară! Ana Viorela Ouatu, medic specialist reumatologie.
Este? Nu este alături de noi. La fel, cred că nici OAT-ul Cristian or Constantin Mircea. O prezentăm mai departe pe Ramona Pădurariu, medic psihiatru la spitalul din Botoșani. Ia să vedem, are emoții? Între patru, scuze, e clar, tremur. O promis colegul că vorbește pentru mine, dar nu vrea să mă salveze deloc. Ce să vă zic, am făcut foarte mult în ultimii 10 ani și nu vreau să vă plictisesc. Am un băiat de 8 ani, de vreo un an de zile motociclesc, mi-am găsit o nouă pasiune. Dacă mi-ar fi permis vremea, aș fi venit cu motorul. Nu știu ce am mai făcut, am făcut multe, dar nu mai, vă mai povestesc în privat. Mersi. Mulțumim, Mircea Andrei Pădurariu, medicină de familie. Hai, Mircea, că abia așteptai să vorbești. Mulțumesc frumos colegilor pentru organizare. Sunt medic de familie la cabinetul care îmi poartă numele, ca să mă mândresc, din comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău. Am relații contractuale cu absolut tot ce înseamnă colegi din Moinești, Onești, Bacău. Sunt căsătorit de 5 ani, am un copil, bineînțeles, după cum le vedeți, cu ochi albaștri, blond, așa. Și apropo, vreau să-i spun lăcrămioară că nu îl dau. Distracție plăcută în continuare. Mulțumim. Cristina Mihaela Panțâru, medic specialist alergologie. Crina, în primul rând. Mă bucur foarte mult să vă revăd. După ce am terminat specialitatea de alergologie aici în Iași, am lucrat timp de 2 ani la un alt spital privat din Iași. În prezent îmi desfășor activitatea la Spitalul Arcadia. Sunt căsătorită și am un copilaș, o fetiță de 4 ani jumătate. Atât. Oana Rita Paraschiv, medic specialist pediatru. Știu sigur că este pe aici. Am emoții, sper să reușesc să spun ceea ce doresc. Sunt medic pediatru, lucrez la maternitatea Botoșani, suntem o echipă de 4 medici, 2 prezenți în sală, eu și colega mea, șef de secție, Carmen, o salut cu drag. În ceea ce privește familia, am stat și m-am gândit cum să formulez. În facultate am făcut o fetiță, în rezidențiat am făcut o altă fetiță și mă gândesc că mai am puțin și termin specialitatea. Așa că să repet sfatul colegului nostru Adrian. Avem condiții, faceți copii. Aoleu. Ana Maria Pătrașcu, medic specialist anatomopatolog. Nu este. Tatiana Patrichi, medic specialist anestezie și terapie intensivă. Nicia? Nu este, nu. Te salutăm pe amândouă atunci. Tereza Petruț. Bună tuturor, sunt Tereza Petruț, medic specialist pediatrie, am rămas în Iași și pentru că iubesc copii, am și acasă 3 copii și toată lumea îmi zice să spun asta, deși au mai fost câteva mămici care au 3 copii. Să fim sănătoși și să ne revedem cu drag în orice ocazie. Înapoi, da? Claudia Elena Pleșca, medic specialist boli infecțioase. Salutări tuturor! Pentru mine studenția a fost o perioadă foarte frumoasă, poate chiar cea mai frumoasă din viața mea și de asta mă bucur că vă revăd în număr atât de mare aici. Pentru mine a fost mai ușor, pentru cei de departe a fost mai greu, evident. Ca și realizări pe plan profesional, sunt medic specialist boli infecțioase și asistent universitar în cadrul disciplinei cu același nume. Am decis să rămân în Iași și mă bucur foarte mult de alegerea pe care am făcut-o. În rest, ce să vă zic? Îmi doresc și să dea Dumnezeu să ne revedem la fel de
frumoși, sănătoși și entuziaști și peste 10 și peste 20 de ani. La mulți ani nouă, la mulți ani promoția 2008! Mulțumim! Cristina Elerai Pop, medic rezident traumatologie. Setalia Popa, medic, asistent universitar, disciplina genetică medicală, e prezentă. Ce anume? S-a sărit peste cineva, scuze. După, stați așa. Nu, n-am sărit peste nimeni. Este prezentă colega? Nu? Gianina Nicoleta Popa, medic specialist medicină de urgență. Bună ziua tuturor! Mă bucur că ne întâlnim și ne revedem după 10 ani, care au trecut atât de repede. Eu sunt medic specialist medicină de urgență și între timp și medic specialist medicină de familie. Lucrez în compartimentul de primiri urgențe de la Spitalul Municipal din Pașcani. Sunt medic șef secție din 2014. În timpul rezidențiatului am mai fost plecată pentru schimb de experiență, să vedem și cum este și în afară. Am o fată cu care mă mândresc, în vârstă de 20 de ani, care este acuș, face 20, care este student în anul întâi, tot la UMF, Grigore T. Popa Iași, și sper să ne revedem și peste 10, 20 sau cine știe, 30 de ani, sănătoși și tot la fel de frumoși. Și distracție plăcută diseară. Să ne revedem diseară. Mulțumesc! Elena Porumb Andrese, medic specialist dermatologie. Bună ziua! Mi-am ales dermato, crezând că o să stau pe acasă mai puțin, mai mult decât soțul, care stă mai puțin decât mine. În prezent lucrez minim 12 ore pe zi, în funcție de orarul studenților. Dimineață încep cu studenții, la prânz cu pacienții în cadrul Spitalului Sfântul Spiridon, iar după amiază sunt medic dermatolog la o clinică privată. Am ajuns să fac ce-mi doresc, prețul este timpul, care nu ne permite să facem întotdeauna ce am vrea. Deci dermato poate fi o specialitate grea, dacă faci cum trebuie. Și în continuare Vlad Porumb, soțul. Mă mir cum m-a lăsat pe mine să spun de cel mic, de Scada, de un an și 5 luni. Chirurg la Institutul Regional de Oncologie. Iar dacă, nu, ăla mic sper să, cum vrea el. Iar apropo, dacă Gianina o să aibă nevoie de pile pentru băiatul de 20 de ani care fata, scuze, pentru fată, în anul 3 și 4 se întâlnește cu mine, sunt și asistent la chirurgie. Mulțumesc! Gianina Patisacariu, medic specialist geriat. Bună tuturor! Deci sunt plecată de vreo 9 ani în Belgia, unde mi-am făcut rezidențiatul și acum sunt medic specialist geriatru de 3 luni de zile. Vă aștept la Bruxelles pentru cei care vreți să veniți să vizitați Belgia. Sunt căsătorită, am 2 copii, fetiță și băiețel. Voilà. Mult succes tuturor și ne vedem diseară! Dragoș Puia, medic urolog. Mulțumesc. În primul rând vreau să spun că îmi pare bine să vă revăd. Singurul regret e că remarc absența unor colegi de care mi-aș fi dorit să îi reîntâlnesc. Ce pot să spun despre mine? Că am rămas căsătorit. Între timp am un băiețel care peste 2 zile va împlini 5 ani. După cum se vede, sunt medic specialist urolog, lucrez în Iași la Spitalul Parhon. Și sper să ne revedem cel puțin în aceeași formulă peste 10 ani. Mulțumesc! Ei, și acum Pui Ionuț. Mi-a fost coleg și de liceu și de grupă de facultate. Da, mulțumesc!
După facultate m-am apucat de învățat. După ce m-am apucat de învățat, am ajuns la Socola. Am stat 5 ani. După 5 ai învățat ani, să citești? După 5 ani m-am externat. Am plecat la Spitalul de Psihiatrie Siret, unde lucrez în momentul de față, cabinet după amiază, căsătorit cu o fetiță, îi pun lentile de contact cu ochii albaștri și atât. Distracție plăcută. Oana Mihaela Puiu. Haideți să vedem ce ne spune specialista în medicină internă. Ce aș putea să vă spun despre mine? După absolvire, am rămas în Iași, nu am putut să stau departe de orașul Teilor. Am terminat rezidențiatul pe medicină internă. În toți acești ani m-am dedicat mai mult pregătirii profesionale. Am și călătorit mult. Am ajuns aproape pe toate continentele lumii, atât în scop profesional cât și în vacanțe. În prezent lucrez la Clinica Equilibrum, o clinică tare dragă mie, și medic colaborator în Spitalul Parhon, unde mi-am desăvârșit și specialitatea pe medicină internă. Am multe planuri pe viitor și cu ajutorul Dumnezeu sper să le duc la împlinire. Mă bucur tare mult că am reușit să realizăm această întâlnire, în număr destul de mare, și vă îmbrățesez pe fiecare cu drag. Și rămâne în plan, o fetiță cu ochii albaștri. Eu am toate șansele să-mi iasă. Mulțumesc frumos! Gianina Purice, medic specialist în medicină de urgență, este prezentă, nu este. Ioana Aurelia Roșca, specialist chirurgie vasculară. Nicia? Nu. Le salutăm pe amândouă. Ștefan Cezar Roșca, nu l-am văzut, medic specialist reabilitare medicală. Și urmează Florin Rosu Corlunean, medic specialist pneumolog. Căile. Salut! Cred că face parte din organizare, totuși. Am văzut gazda noastră, Mihai Cosmin, care renunța la niște haine de vestimentație. O să fiu așa foarte scurt, ca să stric bucuria domnilor și domnișoarelor și să păstrez liniștea interioară a bărbaților din sală. Sunt tată, am un băiat cu ochi albaștri blond, o curiozitate genetică în sala asta sau cineva a călcat strâmb de prea multe ori și continuu, da? Sunt căsătorit, Ligia Husuleac, soția mea, alături de mine, și gardianul, da? Pneumolog la Institutul Regional de Oncologie și sunt foarte fericit. Vă salut! Roxana Sadagurski, medic specialist gastroenterolog. Nu este? Da. O să merg eu să îl dau. Bună tuturor! Sunt în egală măsură bucuroasă și emoționată să vă revăd. Despre mine nu sunt multe de spus, decât că fac ceea ce mi-am dorit, și anume sunt medic specialist gastroenterolog la Spitalul Universitar de Urgență București. Mulțumesc și vă doresc numai bine tuturor! Delia Lidia Șalaru, medic specialist cardiologie. Vă salut și eu pe toți, mă bucur foarte mult să vă revăd. Sunteți la fel de haioși și steți, așa cum ne știm, din timpul facultății. Foarte mulți medici de succes în această sală. Cred că din modestie nu și-au trecut toți funcțiile șef de secție și vă doresc la toți să deveniți ceea ce doriți și din acest punct de vedere administrativ, că poate așa se mai schimbă lucrurile la noi în țară. Felicitări celor plecați în afară și vă doresc și vouă să ajungeți cât mai sus, dacă se poate mai sus. Mulți medici cu care colaborez în Iași, mulți medici din Moldova și nu numai. Ca o mică concluzie, că am ajuns aproape la final, Moineștiu și Botoșaniu au niște medici deosebiți. În Iași, mă rog, suntem poate mai mulți, dar și acolo foarte, foarte multe persoane importante. Îi salut pe părinții Ioane Ionașcu, dacă ne privesc în continuare live.
Și sper că și Irina Lazar ne privește cu mătra mea. Vă doresc în continuare sănătate, împliniri pe plan profesional și personal cât mai multe. Gabriel Sălbaticu, medic gastroenterolog, l-a văzut careva, nu este prezent. Irina Samachis lucrează în Irlanda, probabil nu e prezentă. Sau da, aha. Dar e emoție irlandeză. Hai, succes! Irina Samachis, lucrez în Irlanda. Sunt acolo din 2011. Mulțumesc! Vă zic eu mai încolo! Elena Sandu, medic specialist, anatomopatolog. E pe aici. Cristina Sandu Blendea. A vrut să zică cineva ceva despre colega dinainte? Am auzit. Bun, Cristina Sandu Blendea. Este alături de noi? Ștefania Cristina Șerb Vlad, medic psihiatru. Este alături de noi? Gianina Silitră, nu este nici ea. Raluca Sârbu, medic specialist dermatovenorologie și medicină de familie. Bună, mă bucur să vă revăd pe toți. Am emoții. Activez în Botoșani ca medic de familie și medic de dermatovenerologie la clinica noastră, Family Medical Prax. Avem eu cu Tudor, un băiețel minunat care ne umple viața cu bucurii și zâmbete. Da. Și las pe Tudor să continue povestea vieții noastre. Eu spun pe-a mea. Mi-amintesc în urmă cu 10 ani, aproape 10 ani, în acest anfiteatru ne-am ales cu toții specialitățile. Eu după aia am fugit repede din copul să văd ce mi-am ales, că nu prea aveam idee. Așa, 6 ani de rezidențiat au trecut repede și m-am pomenit la Botoșani, la spitalul de urgență, unde activez în continuare. Probabil că soția a hotărât că am prea mult timp liber și a trebuit să fac și o mică clinică ca să nu dorm noaptea liniștit. Așa? Și într-adevăr avem un băiețel care zilele trecute m-a anunțat că termină clasa 1 și dacă realizez că eu îmbătrânesc, așa, i-am spus că realizez, dar mă mai țin tânăr încă. Vă mulțumesc tuturor și mai multe povestim de seară. Cristina Danaslav, medic specialist nefrologie. Bună tuturor, mă bucur foarte mult să vă revăd. Sunt medic specialist nefrolog, am rămas în Iași, lucrez în cadrul Policlinicii Providența. Săptămânal ajung și la Suceava, unde mă ocup de pacienții dializați. Sunt căsătorită, am o familie frumoasă, am două fetițe minunate, blonde, cu părul creț și cu ochii căprui. Mult succes tuturor în continuare și vă doresc petreceri frumoase de seară. Robert Sofroni, chirurgie generală. Îți mulțumesc că... În prezent la Spitalul Sfânt Spiridon, pe chirurgie generală, căsătorit, mă bucur de 4 luni de fiecare moment de o fetiță minunată și în rest vă doresc succes tuturor și distracție plăcută de seară. Mulțumim! Loredana Spireac, medic specialist pediatru. Nu este prezentă. Estera Stan,
medic specialist cardiolog. Este. Vă salut pe toți. Eu sunt medic specialist cardiologie. Îmi place la nebunie ceea ce fac. Îmi place viața, îmi place să trăiesc. Și îmi place să imprim această poftă de viață și pacienților și tuturor oamenilor pe care îi întâlnesc în jurul meu. Vă doresc tuturor succese și să vă păstrați inima bună și frumoasă. Mihaela Stătescu, medic specialist medicină de urgență. Bună ziua! Mă bucur că m-ați găsit, oricât de antisocial aș fi eu în general. Sunt medic specialist pe medicină de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca București. Mă bucur că am ales asta, îmi place ceea ce fac și pot să vă spun despre colega mea, Irina, că ea n-a vrut să spună, că primește cu drag pe oricine în Irlanda, că face un gin beton și că nu e foarte vorbăreață, că e mahmură. Alexandra Ștefan Rudeanu, medic specialist hematolog. Bună ziua! Sunt medic specialist hematolog, desfășor activitatea la Spitalul Sfântul Spiridon, clinica de hematologie. De asemenea, mă găsit și în privat la Regina Maria Șaneu Live. Sunt căsătorită de 2 ani, nu am copii și vă doresc să fiți sănătoși, să nu aveți nevoie de medici decât afară, la o bere. Luminița Stoica, medic specialist chirurgie generală. Vă salut pe toți, vă revăd cu emoție. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc vouă, vă mulțumesc universității pentru doctorul ce sunt astăzi. M-am specializat pe chirurgie hepatică, transplant hepatic. Și nu știu, petrecere frumoasă, să ne le vedem cu bine și să ni se îndeplinească visele. Diana Stoica, medic specialist medicină de urgență, este prezentă în spate. Bună, dragilor! Chiar n-aveam cum să ratez această întâlnire. Sunt medic specialist epidemiologie și, așa cum îmi place mie să spun, am în grijă 3 din cei mai importanți pacienți ai județului Vrancea, adică 3 spitale, colaborez cu 3 spitale. Lucrez în domeniul prevenirii infecțiilor nozocomiale, deci, până la urmă, colaborez cu voi toți. Mulțumesc! Maria Timofte, medic specialist medicină de urgență. Nu cred că este alături de noi astăzi. Violeta Mariana Târcă, medic specialist cardiolog, este. Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur să vă revăd pe fiecare în parte. Felicitări tuturor pentru realizări, felicitări organizatorilor. Eu sunt cardiolog și îmi fac meseria cu plăcere. Vă doresc tuturor tot binele din lume și să ne revedem sănătoși și peste 10 ani. Vă mulțumesc! Mulțumim! Radu Bogdan Tomoșoiu, medic specialist urologie. Mulțumesc întâi organizatorilor. Ce să vă spun, eu m-am întors la București. Până la urmă, după vreo 2 ani de chirurgie generală, m-am hotărât să-mi aleg urologia pe care o vreau de la început. Și cam atâta. Distracție plăcută de seară. Mulțumim. Maria Gabriela Traian, medic primar medicină de familie și specialist psihiatrie, este cu noi? Este acolo, Cosmin, te rog să-i duci tu microfonul. Bună ziua și mă bucur să vă revăd pe toți. Mulțumim că ați reușit să ne adunați într-un număr relativ bun. În 10 ani am făcut medicină de familie. Când am terminat cu medicina de familie, m-am apucat de psihiatrie pentru a înțelege pe deplin pacientul nostru al tuturor. Am cabinetul la Pașcani, mă întorc în fiecare zi cu drag
în Iași, la o familie minunată, cu un și cu două fetițe, și vă doresc petrecere frumoasă. Mulțumim! Marian Tudor, medic specialist în medicină internă și cardiologie. Bună seara tuturor! Mă bucur să vă văd. Pe majoritatea vă văd acum pentru prima oară. Am dezertat după primul an. Am făcut primul an aici și după aia m-am mutat în București. Apoi am dezertat din nou. M-am mutat în afara țării. Țin să vă felicit pe toți pentru îndeplinirile și realizările pe care le-ați făcut, atât profesionale cât și în viața privată, și sper să ne vedem și peste 20 de ani și peste 50 de ani. Avem geriatrii printre noi. Mulțumesc! Delia Urdea Rotaru, medic specialist alergologie. Bună ziua tuturor! Eu sunt doctorul de alergii, cel care face un test alergologic, ca să citesc din pacienți, la Sfântul Spiridon mă găsiți, sau, dacă aveți nevoie, și la Policlinica Industrială, cabinetul particular. Comorile mele sunt cele două fetițe, cea mai mare de 8 ani și 8 luni și cea mică de 1 an și 10 luni. Și sunt divorțată. Mulțumesc! Cred că ești cea mai curajoasă de până acum. Rodica Untu, medic specialist medicină de urgență, este cu noi astăzi. Delia Daniela Ursu, medic specialist medicină de urgență, este cu noi. Ziua și bine v-am găsit! Sunt medic specialist medicină de urgență, a doua specialitate, iar prima specialitate a fost medicină familie la București, la Spitalul Bagdazar Arseni. Am făcut a doua specialitate după ce l-am pierdut pe tatăl meu și m-am decis să fac ceva mai mult. Și am făcut cea de-a doua specialitate pe urgență. Vă mulțumesc că sunteți aici toți cei care ați venit și abia aștept să ne vedem diseară la distracție. Violeta Varvariciu, medic de familie, este prezentă. Raluca Vasile, medic specialist psihiatru. Salutare tuturor! Eu sunt medic specialist psihiatru la Spitalul Județean Vaslui și la cabinetul privat în Iași. Mă bucur să vă revăd, vă felicit pe toți pentru realizări și sper să ne revedem cu bine și peste 10 ani. Mulțumim! Mirela Alina Veringu. Bună ziua! Am așteptat mult această zi să vă revăd. Sunt medic specialist de laborator la Institutul Regional de Oncologie Iași. Sunt medic de laborator la Institutul Regional de Oncologie Iași și la Romar. Sunt căsătorită de 12 ani, cu un om minunat. Am un băiat de 3 ani și 9 luni, cel mai deștept copil din lume. Distracție plăcută de seară! Mariana Vertan, medic rezident medicină internă. Este aici? Scuze. Ioana Cristina Voinea, medic specialist medicină de familie. Bună ziua, dragilor! Mă bucur să vă revăd după 10 ani, la fel de vesel și împlinit. Eu sunt medic specialist la o clinică privată din Fălticeni. Sunt mama unui copil de 8 anișori, un băiețel foarte reușit, la fel de năstrușnic ca și taicăsu. Sunt a doua divorțată după Delia. Vă urez succes în continuare!
Carmen Zaboloteanu, medic specialist neonatologie. Bună ziua! Îmi pare bine să vă revăd și să aud atâtea povești frumoase. Eu sunt medic specialist neonatolog la Spitalul Județean Botoșani și îmi place ceea ce fac. Și sper să rămâneți la fel de tineri și să fim la fel de tineri și povești frumoase și în următorii 10 ani. Vă mulțumesc! Camelia Zaharia, medic specialist cardiolog. Bună ziua! Îmi pare bine să vă văd astăzi aici. Ce să vă spun despre mine? Sunt medic specialist cardiologie, am ales să lucrez în mediul privat în România. Pe plan personal pot să spun că sunt o mămică împlinită și o soție la fel. O salut pe fetița mea care are ochii negri, n-am auzit până acum, deci a mea are ochii negri, se numește Amalia și are aproape 4 ani. În rest, mă bucur că toți v-ați realizat pe plan personal și profesional și vă urez mult succes în continuare și să ne revedem cu bine peste 10 ani. La mulți ani! Mulțumim! Ana Maria Zlăvog, medic specialist neurolog. Bună ziua, cred că sunt ultima, așa că ați scăpat. Mă bucur că au mai rămas câțiva în sală, pe de o parte, pe de altă parte, nu că nu-mi place să vorbesc în public. Sunt medic specialist neurolog și medic specialist medicină de familie, am rămas în Iași, sunt căsătorită de 10 ani, soțul încă mă suportă, n-a schimbat încă iala, fetița încă mă recunoaște, am o fetiță de 8 ani, băiețelul pe drum. Iubesc meseria, iubesc ceea ce fac, îmi iubesc familia, iubesc viața, mă bucur să vă văd, distracție plăcută de seară și să ne revedem măcar ca acum și peste 10, 20, 50 și așa mai departe. Vă mulțumim! Mulțumim din suflet tuturor și pentru răbdarea cu care ați rezistat până la final. Noi vă așteptăm diseară, începând cu orele 19, la lăsările Rossini Verdi. Cu o mențiune foarte importantă, să vă aduceți acest voucher, fără el nu puteți intra. Da? Să vi-l căutați. Vă așteptăm în număr cât mai mare.